pentru cei care ați fost aseară, ne-am uitat la rațiunea pentru care trebuie să facem întâlnirile de tineret sau trebuie să avem grijă maximă de generațiile care vin. Am spus, noi cel puțin sunt două considerente pentru care preocuparea pentru noua generație este maximă sau ar trebui să fie maximă. Prima rațiune pentru care atenția față de generația voastră, în cazul nostru, este maximă, este precedentul periculos, adică faptul că în istorie s-a întâmplat să avem o generație care nu cunoștea pe Domnul după o generație care a strălucit, adică generația lui Iosua. Un lider ca Iosua, după Moise, nu prea a mai fost. Detalia lui, cu mandatul pe care l-a avut Iosua, să cucerească țara, să lărgească hotarele împărăției lui Dumnezeu. Pe de altă parte, am spus noi aseară că un alt raționament pentru care grija trebuie să fie maximă față de generațiile care vin este realitatea luptei, războiul. Adică trebuie să fim conștienți că pentru generația care vine este o luptă pe viață și pe moarte. Ne-am uitat la o strategie a lui Nebucadnețar, am văzut că Nebucadnețar n-a murit. El doar s-a clonat într-o versiune contemporană și exercită exact același război cu același raționament. Dezideratul războiului este acesta. La final, tinerii ăștia trebuie luați din slujba lui Dumnezeu și trecuți în slujba împăratului veacului acestuia. Sunt foarte multe statistici în America, dar și în Europa, care vorbesc despre un procent de până la 80% dintre tinerii bisericilor până la facultate pleacă din biserici. Poate că în România, să stăm un pic mai bine, invazia nu este atât de mare încă, dar în mod cert vom ajunge la statistici de genul acesta. Austria categoric depășește procentul acesta, vorbesc despre alții decât românii, dar noi suntem încă prima generație. Adică sunt copii cu părinți, încă părinți veniți din țară, încă sunt aici. Vom discuta după ce vom rămâne doar generația de aici, care va fi influențată dramatic de cultura și sistemul religios altul decât cel din România, cu toate că și în România degradarea spirituală este vizibilă. Și ne-am uitat care sunt pașii războiului. Cum încearcă Nebucadnețar să ia un tânăr de vârsta ta, să-l smulgă din adunare și la final să ajungă să nu mai cânte pentru Domnul, ci să cânte într-un birt? Cum e posibil? Cum să explicăm că un tânăr care cânta în adunare ascultă în mașină pe Guță și Salam și cum? E foarte dureros, dar e o realitate incontestabilă. Americanii acum, statisticile peste care eu m-am uitat când am venit la voi, erau destul de vechi, dar acum cred că stau mai rău. Mult mai mult decât 80% părăsesc adunările. Ei spun că în anii de liceu 70%, când ajung la facultate, depășește de 80%, pentru că influența culturală este atât de mare și oamenii nu rezistă și pleacă. Și ne-am uitat că războiul acesta are câțiva pași, adică vizează câteva fronturi care sunt determinante în economia vieții noastre. Primul asediu este asediul asupra minții. Niciodată în istorie nu s-a făcut o presiune de genul acesta să tulburi mintea unui tânăr. Adevărat că nu erau nici resursele, n-ați vrea să fiți în mintea băieților dumneavoastră de 12 ani. Vă spun ca unul care am întâlnit sute și sute de tineri în toate umbletele mele cu niște derapaje înspăimântătoare. Nu vă puteți imagina de la ce vârstă începe asediul asupra minții. Pentru diavol, dragii mei, nu-i trebuie buletin lui de ajuns certificatul de naștere și îl face praf. De aceea responsabilitatea părinților trebuie să fie una consistentă în vremea noastră, pentru că se exercită o presiune grozavă asupra noii generații. Mai ales că tehnologia este în floare, încă
este într-un progres, într-o ascensiune grozavă și riscurile sunt teribile. Un al doilea asediu la care ne-am uitat aseară este identitatea noastră. Adică tinerii aia care au venit cu un nume în Babilon, când au venit acolo, le-au schimbat numele. Pentru că numele îi lega de țara lor și de Dumnezeul lor. Nu știu dacă ați observat și nu știu dacă neapărat și în comunitățile creștine din Austria există trendul acesta de a pune nume care n-au nimic cu Biblia, nici cu românii. Noi românii n-avem nicio doză de naționalism, trebuie să ne asumăm slăbănogeala asta, pe lângă multe metehne care le avem, avem și asta că noi în prima generație ne uităm limba. Dacă, de pildă, sunt unguri între noi, este cineva cu origini ungurești. Uite, dacă iei un ungur, ce-i mamă ta-i unguroncă? Și mama și tată, atunci ești avantajat din punctul ăsta de vedere. Sunt oameni care nu-și uită numele și neamul nici într-o mie de ani. Românii au venit aici, eu mă duc mult în Spania, în Italia, s-o dat cu capul de terra, zice. Zice, de pământ, terra. Păi nu-ți vine să-i pui terra în cap? Ba da, avem niște elemente foarte, foarte slabe. Evreii n-au existat ca națiune secole întregi. Și când s-a reînființat în 48 statul Israel, când în 6 mai statul Israel s-a reinventat pur și simplu, ca din pământ au ieșit evrei cu nume evreiești. Noi, dacă Ion imediat Ioan, dacă e englezii John, și s-a salvat. Cineva mi-a zis că Ion e nume de slugă, dar ce, Ion Botezătură era român și slugă sau cum? Că românii aveau ceva cu numele din Biblia asta, da. Dar noi n-avem nimic, nici cu Biblia, nici cu românismul. Dumneavoastră, cum a spus numele la copii? Sunteți părinții care ați venit din România, cum vă cheamă copiii? Cum i-ai spus, Ștefan? Nu, măcar că Ștefan cel Mare nu a fost așa de serios, să zic, nu. Dar noi ne gândim nu la Ștefan cel Mare, ne gândim la Ștefan Martirul, da? Aproape că ne-i rușine că Ștefan cel Mare a purtat numele primului martir și iată ce dezastru. De ce avem noi chestia asta? Nu știu. Deci avem, dar eu nu m-am referit la identitatea națională aseară, m-am referit la identitatea spirituală. Adică ție ca nouă generație ți-e rușine la școală să spui că ți-ai identitatea în sânge. Că tu aparții unui popor care e născut dintr-o jertfă. Poporul ăsta nu e născut dintr-un moft, e un popor al lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a născut un popor care să fie al lui și-a câștigat un popor care să fie al lui, zice 1 Petru 2:9. Iar rațiunea pentru care și-a creat poporul este acela de a vesti puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Dacă nu faci asta, nu ești parte din popor, nu te amăgi. Deci durerea cea mai mare va fi când oamenii vor fi scoși afară să crezi că ești bine și tu să fii rău. Asta ar fi un dezastru, de asta din când în când este extrem de important să ne cercetăm. Apoi am văzut că ne este asediată închinarea. Nebucadnețarul știu dacă am 3 fronturi pe care trebuie să lupt. Primul dintre ele este să le virusez mintea, trebuie să intoxic maxim la nivelul minții. Modalitatea de a ne păstra mintea integră este aceea de a ne bibliciza mintea. N-ai altă variantă. Deci dacă nu te preocupi să-ți biblicizezi mintea, ești vulnerabil, extrem de vulnerabil. Cum în generațiile noi se citește foarte puțin, grozav de puțin. Deci nu citește nimeni nicio carte, nici un ziar, nici un verset, absolut nimic. Singura variantă de a cultiva mintea este cititul. Te poți uita pe telefon cât vrei, poți să fii descurcărețul lumii, eu sunt câte un tânăr de prin biserică și pe copiii mei, când intru așa în colaps cu tehnologia și pe mine mă uimește, zice, de pe aia s-o deschis chestia aia, da, de ți apare sus în dreapta, dar el n-are nimic în față, imaginați-vă ce are în cap. Dacă îl pui să-și facă un CV, o prezentare de 5 minute, nu reușește. Nu știe cum îl cheamă, numai și dă în bâlbuială, e gata. Cu data nașterii are probleme,
Tabla mulțirii cu 7 e complicată și s-a terminat. De ce? Pentru că e un asediu asupra minții. Mintea devine leneșă. Și suntem incapabili să relaționăm. Tehnologia a generat și relații superficiale prietenii noștri spre Facebook. Mă, că dacă dumneavoastră rămâneți în pană aici la 10 km de Viena și din 500 de prieteni de pe WhatsApp, de pe Facebook, de pe TikTok, Instagram, sunați pe vă unul din ăsta, sigur nu răspunde. Prietenul ăsta nu răspunde, dimineața zice că nu i-o sunat telefonul. Deci sunt superficiale și relațiile. De asta îi asediul asupra identității noastre. Să nu mai știm a cui suntem. Și de asta întrebi un tânăr, băi, ești pocăit? El zice, mama și tata. Dar tu? El nu e nici în car, nici în căruță. El e între ele. E povara aia teribilă de a-ți afirma identitatea, pentru că există o bătălie. În seara asta o să continuăm să discutăm. Mi-ar place, eu sunt obișnuit, de altfel conferințele care le facem acum, am schimbat un pic registru, nu este niciun speech înainte. Intrăm direct în întrebări. O pagină anonimă, colectăm tot ce vine, toate întrebările și încercăm direct să răspundem, pentru că speech-ul s-ar putea să răspundă la întrebări nepusă. Și atunci, de asta, cu cât e mai interactivă întâlnirea, dar de ce, poate că vă întrebați, dar de ce nu e interactivă? De ce, de pildă, tinerii nu pun întrebări? Credeți că n-au frământări? Au, dacă ați ști câte frământări. Dar e mai greu să pui o întrebare bună decât să dai un răspuns prost. E mult mai complicat. Și aici mintea trebuie să proceseze ca să poți pune o întrebare. Și merită pusă întrebările decât se duce acasă cu inima împovărată. Și nimeni nu va considera că întrebarea ta e ridicolă atâta vreme cât ai frământarea ta. Oricât ar părea ea de banală, din moment ce în viața unui om generează frământări, trebuie încercat să răspundem la întrebările acestea. Așadar, aș spune nu doar la urmă, dacă cineva în timp ce eu vorbesc vrea să ne oprim, să întărim o chestie sau să reglementăm ceva, putem să facem. Aș vrea să fie o întâlnire mai puțin oficială. De-aia nu ne ducem la amvon, că amvonul generează o barieră între public și cel care predică. Se creează așa senzația că acolo a venit un guru și ăștia-s plebia. Când noi am construit biserica la Nepos, m-am dus la proiectant, că n-ai cum să faci altfel. Și am spus, uitați ce vreau. Vreau amvonul să fie partea cea mai de jos și să faceți niște arcuri de cerc imense în jurul amvonului, într-un amfiteatru. Pornim din dreptul amvonului cu un arc de cerc și până aici primul jos și tot așa și tot așa și amvonul cel mai jos. Și el, pentru că nu era pocăit, nu a putut pricepe și n-am putut face biserica. Era cât pe ce să-l schimbăm, doar că lucrurile erau prea avansate. Cum adică amvonul cel mai jos? Amvonul trebuie cel mai sus. Nu, trebuie cel mai jos, i-am zis. Nu se poate. Vorbea în termenii vechi testamental de pronaos, de Sfânta Sfintelor, adică. Pe unde e altarul, zis? Acolo jos trebuie să fie altarul. Că biserica e o piramidă cu vârful în jos, nu cu vârful în sus. Adică cine vrea să fie mare, trebuie să fie slujitorul tuturor. Punem amvonul cel mai jos, nu cel mai sus. Că dacă îl punem cel mai sus, oamenii li se cultivă ideea asta că acolo e polul de greutate. Și asta e fals. Și n-am putut. Oricât ne-am chinuit, am zis, pune-l unde vrei, numai fă o dată proiectul să începem. Și l-a făcut, e foarte sus. Te doare gâtul așa de pe primul rând să te uiți la... Dar am socotit că tot e ceva bun, că o să obișnuiesc cu oamenii să uite spre în sus măcar și nu în jos. Așa că vom, dacă cineva crede de cuvință că trebuie să ne oprim pe o chestie liniștit, fără, e o dezbatere, așa, ca de la Ios, un prieten de-al vostru, și discutăm, dați barierele deoparte și discutăm fără nicio inhibiție din asta de diferențe de nivel. Pur și simplu am venit să discutăm și să încercăm să rezolvăm dacă este ceva de rezolvat. Așa că eu o să prezint câteva lucruri cât pot de telegrafic, nu reușim neapărat totdeauna și apoi vă ascultăm. Nu știu care e formula prin care ați putea pune întrebări. Noi de obicei le adunăm electronic ca să evităm
temerile, adică să vadă cineva de pe unde a venit biletul. Mi-aduc aminte că eram undeva, s-o dat din topuri de hârtie, dar s-o dat din alea colorate, adică 30 erau galbene, 40 roz, iară 15, nu știu de care, am zis, bă, n-o să mai pună, că aici sunt din ăștia observatori federali în sală, care stă și să uită, stai să vedem ce bilet o trimise la roz. Și el se va uita la mine la toate biletele roz acum și zice, una din astea e a lui aia sau a lui ăla. Evitați, am zis, chestia asta, ca să avem libertate. Deci, da. Deci dacă vin, puneți-le, că oricum nu răspundem numai la care știm, deci nu-i nicio... nu se întâmplă nimic. O să vă rog să ne ridicăm, să citesc un text foarte, foarte cunoscut, așa cum i-am zis lui Daniel aseară, într-o discuție scurtă pe care am avut-o, o să ne uităm la Psalmul 1 și iată ce zice Psalmul 1, o să clarific imediat de ce l-am ales și care este frământarea din el. Zice Psalmul 1 cu versetul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocuritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. Puteți să vă așezați. Texte, putem proiecta texte, dacă e nevoie să le vedem mai ușor. La ce mă gândesc când citesc Psalmul 1? Mai întâi aș face câteva considerații preliminare vis-a-vis de Psalmul 1 și anume ușor detectabil faptul că sunt două categorii de oameni. Adică sunt cei răi care nu pot ține capul sus în ziua judecății și sunt ăia buni care au parte de binecuvântări. Frământarea noastră este ce face diferența între ei. Și eu am spus lui Daniel că aș vrea să vorbesc mai întâi despre nevoia delimitării morale. Apropo de limbă. Sunt dintre voi care nu mă înțeleg? Sau înțelegeți tot al treilea și al patrulea cuvânt? Înțelegeți așa în vorbirea asta fluentă, română, adevărată? Nu aia de bucătărie, du-te, vină, pune, fă. Da, păi iată de pildă unul, delimitare. Înțelegeți cuvântul delimitare? Adică ce-i delimitarea? Delimitarea îi de aici... și până în fraț. Ăsta e un spațiu. Este o zonă de influență. Delimitarea morală despre care vrem să vorbim reiese din versetele, din primele versete din text, omul care își delimitează spațiul de manevră. Omul care își marchează drumul. Omul care e atent la locurile unde se duce, la oamenii cu care umblă și la lucrurile pe care le face. Asta e o delimitare morală. Adică trebuie să-ți stabilești, asta vreau să spun, trebuie să-ți stabilești înainte unde te vei duce, cu cine te vei duce și ce vei face. Asta e delimitare morală. Moralitatea la rândul ei este de cel puțin trei feluri. Este mai întâi moralitatea de interes. Cum e moralitatea de interes? Moralitatea de interes este gafa aceea monumentală pe care o facem și noi părinții, dacă înveți, îți iau telefonul ăla, ultimul răgnet. Și el ce face? El e ascultător și învață, dar nu din principiu, ci din interes. Asta e moralitate de interes. Dacă asculți și nu spargi nimic pe la școală tot semestru, marea gafă care o facem, că învățăm că trebuie să fie cu minți condiționat. Nu, tu ești obligat, ești dator să fii așa. Apoi este moralitatea convențională. Așa e la Emanuel.
fără cravată. Am dat un exemplu, dar eu am făcut cravata seara. Că erați și voi, de-aia am venit și eu. Dacă nu erați, nici eu nu veneam. Deci moralitatea convențională este moralitatea aceea care practică un anumit stil de viață, anumite lucruri, dar le practică pentru că așa-i acolo. Nu crede în ele, așa e, zice la noi, fusta trebuie să fie până în toc. Dar altfel, cum ai umbla dacă n-ar fi moralitatea convențională? Și apoi este moralitatea principială. Adică omul se mișcă într-o zonă, ca tânăr, trăiește într-o anumită manieră, are anumite relații, umblă în anumite locuri, se relaționează cu anumiți oameni din principiu. Nu de teamă că îl vede comitetul, de teamă că mă vede mama, tata, aia e moralitate principială. Deci avem moralitatea, cea mai slabă este moralitatea de interes. E ca unul care ar vrea să iasă în comitet și el nu ar fi prea pocăit, dar joacă teatru care are un interes. E ca și cum ar ajunge la crucea din Golgota când ajunge. N-ai ajuns nicăieri. Când ai ajuns în comitet, n-ai ajuns nicăieri. O să ieși după 4 ani. Moralitatea convențională o practicăm pentru că o practică și alții, o formă, dar nu-i crezută. Și vă rog să nu practicați așa ceva. Practicați o moralitate din principiu. Când moralitatea e din principiu, se poate duce fata și băiatul de acasă 10 mări și 10 țări. E același băiat moral, de caracter, pentru că e din principiu. N-are cum tata și mama să te păzească toată viața. Și atunci, pasajul acesta, iată ce spune, delimitarea morală, că apoi ne vom uita și la ascensiunea spirituală, că poate vă gândiți, cum aș putea să marchez drumul? Biblia este plină de rateuri. De pildă, uitați-vă ce zice Proverbe capitolul 1. Proverbe capitolul 1 ne spune de ce au fost, este o afirmație de scop, de ce au fost scrise proverbele. Și uitați-vă ce zice Proverbe, nu Psalmul 1, ci Proverbe capitolul 1. Zice că zice pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru, de ce pildele astea? Zice, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Ca să dea celor, fiți foarte atenți, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului să-i dea cunoștință și chibzuință. Apoi zice că să asculte și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință. Delimitarea morală ține de locuri, lucruri, oameni. Ca să capezi discernământ, să-ți poți delimita spațiu, zice cartea Proverbe că ar fi de preferat să te uiți și să citești și să te edifici în domeniul acesta. Sunt câteva situații extrem de interesante în Scriptură. De oameni care și-au delimitat, ca să înțelegeți ce înseamnă delimitare morală și apoi să încercăm să facem aplicații foarte practice la generația voastră. Vă aduceți aminte Genesa 39? Noi toți știm cazul, poate că nu vă aduceți aminte neapărat referința, dar episodul toți vi-l aduceți aminte. Despre Iosif în casa lui Potifar, vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte de capcana pe care a întins-o nevasta lui Potifar, unui tânăr de vreo 20 de ani? În mod cert, femeia era frumoasă, că altfel nu s-ar fi uitat nimeni la ea. Spuneți-mi că o să rămâneți uimiți ce înseamnă delimitare morală, ce înseamnă să-ți stabilești înainte de a da de capcanele astea, care-i regula? Care-i morala din principiu? Vă aduceți aminte cum a scăpat Iosif de nevasta lui Potifar? Ce-a făcut? Și-a lăsat haina și-a plecat. Ce-ai fi zis tu? Tu ce-ai fi zis?
Ești un tânăr de 20 de ani. Nevasta lui Potifar te curtează. Nu-i nevasta oricui și nu-i oricine. Voi cum ați fi procedat? Ce ați fi zis? Nu vă lăsați înghesuiți acum de o smerenie din aia. Înțelegeți ce înseamnă delimitare morală? În baza cărui fapt i-a lăsat haina și-a plecat, ce-a zis Iosif nevestei lui Potifar? Că eu și-a spus principiu, adică el n-a părut un naiv, el a făcut o afirmație de principiu. Și pasajul acesta ne spune, uitați-vă în 39:8, Genesa 39:8, zice, el n-a voit să asculte invitația nevestei lui Potifar și a zis nevestei stăpânului său, care-i principiul în baza căruia se poartă așa, de delimitare morală. Fac enunțurile astea, apoi încercăm câteva aplicații practice. Zice așa, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Ce e asta? Când auzi un tânăr că zice nu pot să fac asta pentru că stăpânul, respectiv soțul tău, mi-a dat pe mână toată casa, mai puțin pe tine, că ești nevasta lui. Voi cum ați enunța într-o idee asta? Ce e asta? Care e principiul? Deci citești numai atât și restul Bibliei nu mai există. Ce ai zice tu despre Iosif că știe, că este, că face? Responsabil și respectos. Parcă suntem în cadrul decalogului să nu poftești nimic din cei aproape lui tău. Nici nevasta, nici bunurile, nici mașina. Când vine la biserică cu aia mai tare ca a ta și ți-e spornește ceva din stomac și se umflă venire la gât și faci un dosar de DNA și ceva în vârte. Dar de ce nu trăiești tu liniștit? Cine te-a întrebat pe tine, de unde, cum, ce? De ce nu trăiești tu liniștit? Ăsta nu știu cum s-a nimerit, că taman am ușa parcat-o aici, că de obicei și-o lasă departe. Dar am venit aici și-o stricat atâta închinarea. Nu pofti. Intră în biserică și te închină liniștit, că dacă chiar o făcut, va da socoteală. Nu-ți strica tu zilele. În al doilea rând, zice Iosif, zice, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și apoi, zice el, și să păcătuiesc? Potriva lui Dumnezeu, ce e asta? Ce e asta? E un soi de delimitare morală dintr-un principiu spiritual. N-aș putea să calc în picioare ascultarea față de Dumnezeu. E delimitare morală. Da nevasta lui Potifar, scap că îi lași haina și fugi. Dar cum scap de tine? Că uitați-vă ce se întâmplă, ca și cum nu a fost de ajuns. În capitolul 40, faraon are un vis. Toți înțelepții din Egipt nu au putut să-i tălmăcească visul. Cu ceva vreme înainte, un slujitor al lui faraon, paharnicul, adică cel care îi turna băutura în pahar, și-au adus aminte că au stat în temniță odată cu un evreu. Evreii nu puteau sta la masă cu egiptenii, că nu-i vroiau egipteni în jurul lor. Și zice, știi, acolo în temniță am găsit un om care imediat ce îi spunea un vis, îl și tălmăcea. Aduceți-l, zice, să-l ascultăm. Și îi toată floarea înțelepciunii Egiptului în sală și intri tu. Și cel mai mare împărat, acelui mai mare imperiu al vremii lumii antice, e acolo și zice, toți ăștia de aici niciunul nu știe. Și am auzit că tu știi. Voi ce ați fi făcut? Dacă erai tu, tu ce ai fi făcut? Tu ce ai fi făcut? Toată floarea cea vestită a întregului Egipt e acolo, niciunul nu știe și te-a adus pe tine. Și acum faraon, cel mai mare om de pe tera al vremii, pune zoom-ul, îl reduce, îl strânge direct pe tine. Și zice, și am auzit că tu poți. Voi ce ați fi făcut, băieți? Într-o perioadă în care se cristalizează afirmarea aia de sine, când faceți voi niște prostii să păreți interesanți în fața fetelor, mereu le spun la întâlnire de tineri, bă, dragul meu, dacă tot vrei să impresionezi, păi impresionează nu cu o prostie,
impresionează cu o chestie interesantă, faină. Tu faci o prostie, să râdă tăți pe seama ta. Vei ajunge să râdă de tine. Am urât cu tine, dar într-un târziu vor râde de tine. Dumneavoastră ce ați făcut, dragilor? Știți ce-a făcut Iosif? Iosif aparent ratează șansa vieții lui. Uitați-vă, puneți-ne textul ca să-l citim. El este în Genesa 41 de data aceasta. În Genesa 41 cu 14, să citim vreo 3 versete. Zice, faraon a trimis să cheme pe Iosif, l-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras, o bărbierit. Nu de aici ne tragem noi că nu vrem cu barbă. Eu le spun că sunt biserici unde nu poți cu bătutul, nu puteai fi lider la tineret în unele biserici. Trebuie proaspăt bărbierit numai. Cred că de aici o luat că Iosif s-a bărbierit când a venit în fața lui faraon. Și da, am întâlnit în umbletele mele în lumea asta, am întâlnit de toate. Nu se poate dacă are un pic de barbă. Deci dacă e viclean, dacă e ticălos, se poate, numai dacă are barbă nu se poate. Și s-o bărbierit, s-o aranjat, și-o schimbat hainele și l-o adus la faraon și faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Și șoc total. Ce zice Iosif? Dați un vers mai departe. Vă place ce a zis Iosif? Voi ce ați fi zis, băieți? Te rezolv. Faraon, stai că te rezolv, ăștia nu știu, n-au diune, că nu-o terminat, trebuie să termini niște treburi aici. Las că-ți spun eu. M-am uitat pe YouTube, te descurc. E ca și cum ai fura o predică de pe YouTube și vii și ne-o trage aici la biserică și ai de mine, tot suntem, tot un aleluia. Și tu ești un hoț? În teologia asta e numită vocea Canaanului. Să furi o predică altcuiva. Ba mai și spui, zice, mulți fac greșeală aici, dar ai descoperit tu ce să spun. Te-ai zdrobit săptămâna asta citind în Biblie și te-ai uitat 5 minute pe YouTube. Cât de mărșavă poate fi o minte de asta, vă dragilor? Dumnezeu onorează numai transpirația. Așa că trudește. Și ce zice Iosif? Zice, nu eu. Amui șansa ta și ce faci tu? Tu muți zoom-ul repede pe Dumnezeu? De nevasta lui faraon scap, că-i lași haina și fugi. Dar cum fugi de tine? Că tu ai 18 ani și tu vrei să te afirmi. Și Dumnezeu te pune uneori în conjuncturi de genul ăsta, în care aparent lanterna e pe tine. Ai avea puterea să spui nu eu, că el. Ați avea, ați putea? Asta e delimitare morală. Să stabilești că niciodată nu te vei pune pe tine mai presus decât pe el. Dar stabilește-ți dinainte că dacă tu ții o predică la amvon și cineva zice în biserică grozav și tu nu ești atent, te-ai prăbușit. Noi nu suntem vulnerabili la ocări, dragii mei. La aprecieri suntem vulnerabili. Când ne ocărăște cineva, sărim drept în tavan. Dar când ne apreciază, n-avem nicio reacție. Mă plecăm capul ca un cățel pe care îl mângâi. Și zice, mai zi, frate, nu te uita la ceas. Dă-i înainte. Că dacă tu nu-ți stabilești spațiu moral dinainte, te prăbușești. Daniel este același tip de personaj, deci ce face Iosif aici este o delimitare morală. Fac precizările acestea că vă sunt de folos să înțelegeți principiul care stă la baza acestei afirmații pe care o fac aici. Găsim asta, dragii mei, peste tot în Biblie și n-ar fi nevoie să facem precizările astea dacă n-am avea, de pildă, în Proverbe, capitolul 9, avem strigarea înțelepciunii și apoi ce avem? Și strigarea nebuniei. Că dacă ar striga numai înțelepciunea, de a strigă și nebunia. Și nebunia la cine strigă? Păi nebunia strigă la fii ăștia înțelepciunii. E extrem de interesant.
Uitați-vă ce zice Proverbe, capitolul 9, zice că înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele de pe vârful înălțimilor cetății și să strige, cine-i prost? Să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea. V-aș întreba ceva, de ce intrați voi într-un conflict cu părinții voștri? Mai mereu. Care e sentimentul pe care îl aveți? Și care dintre tineri ar avea libertatea să spună că, uite, mame-s mai puține? Adică nu-i chiar mama ta. De ce intrăm în cramponări așa cu părinții? De ce intrați? De pe ce teritoriu plecați? Care e premiza de la care plecați? Că voi știți și mama habar n-are, nu? De aia. Tu zici, nu, te uiți, câți ani are mama? Zice, 50. A, da, zice. E depășită cu total, dar n-am ce face, trebuie să o mai suport. De ce intrăm în chestii de genul ăsta? Că plecăm de la premisa că noi știm. E adevărat că mama nu știe engleză, nici umbla pe iPhone-ul tău, sau nu știu ce device-uri ai, dar viața ta atârnă de felul în care îi cinstești. Asta e. O stabili Dumnezeu înainte, nu mai poate schimba nimeni. Adică Dumnezeu zice, dacă vrei să trăiești mult și bine, grijă de mama și de tata. E o autoritate delegată. Stabilește-ți dinainte că nu-ți vei amărâ părinți. E o delimitare morală asta. Așadar, când te uiți în capitolul 9 din Proverbe, zice că versetul 13 zice că nebunia este o femeie gălăgioasă. Nu vă gândiți că sunt subiectiv acum, dar asta e prostia, nebunia, viclenia e asociată cu o femeie în Biblie. Habar n-am de ce. Nu fac surorilor nicio aluzie. Să vă binecuvinteze Domnul. Așa zice Biblia. Zice că e o femeie gălăgioasă, proastă, care nu știe nimic, e așa de totuși la ușa casei sale. Și ce zice ea? În principiu zice, cine-i prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice, apele furate. Tocmai am vorbit de predică. De ce să stai tu să studiezi în Biblie? Ești, zice, nici nu prea poți înțelege, parcă. Mai bine 10 minute, că m-a anunțat fratele că o fi la predică, îți tripuncte făcute deja. Ei, am auzit de unul care a furat o predică de a lui Iosif Țon și ăsta avea vreo 19 ani și deci nu era născut despre un episod despre care vorbi fratele Țon când era la Oxford, numai că el când o fura predica, o lua cu tot ce o zis Țon acolo. La un moment dat o zis când am fost la Oxford, toți au stat cruciți când l-au auzit. Și ăsta nu-i gata cu liceul, bine, când doamne a ajuns la Oxford? O lua și chestia cu Oxfordul. Că unii nu-s atenți, dacă nu-ți... Să știți că și aici trebuie să aveți o delimitare morală. Exemple, deci rolul acestor exemple, s-ar putea să nu vi se pare relevante, dar rolul lor e să înțelegeți ce înseamnă delimitare morală. Înseamnă să fie spații clare dinainte de a ajunge în ele. Să-ți propui dinainte, asta nu-mi voi permite niciodată. Dacă nu faci asta, atunci te vei trezi foarte, foarte târziu, când vei fi foarte departe, foarte departe. Așa s-a întâmplat în Cartea Judecătorii, în 13, cu Samson. Ce zice capitolul 13 despre Samson? Samson zice că s-a născut din doi părinți speciali. S-a născut prin făgăduință și era nazireu din pântecele mamei lui. Nazireu, nu vă gândiți că e ceva, este un om închinat Domnului, așa cum suntem noi toți, în nou legământ, tot poporul e un popor de nazirei, dragii mei. Adică sunt oameni închinați Domnului. Legea nazireatului în vechiul legământ avea câteva reguli, nu trebuia să bea, nu trebuia să mănânce, de aceea când a luat el miere din hoitul leului, vă aduceți aminte când s-a dus încolo, a omorât un leu, când a venit înapoi, în coșul leului, în pieptul lui, în coastele lui, un roi de albine, au făcut miere acolo și au adus fagure la părinți și zice că nu le-au spus de unde vine. De ce nu le-au spus? Că legea nazireatului nu se putea atinge de o mortăciune. Și au zis, eu sunt nazireu, cum să-i spun la mama că vin de la club din Viena? Mai bine zic, de la studiu biblic, dacă n-ai delimitare morală. Deci rețineți ce vă spun. Psalmul acesta vorbește despre două categorii de oameni. Unii răi, care scap leava, care o spulberă vântul, și alții sunt ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Ce face diferența? Mai întâi este delimitarea morală. Adică oameni
care precum Samson știu că Duhul Domnului îl mișca unde? Între Țorea și Eștaul. Eu marca drumul și au zis, dacă te miști în spațiul acesta, circumscris de voia expresă a lui Dumnezeu, ai garanție. Dacă ieși în decor, ți-ai pierdut garanția. De pildă, ca să trecem la lucruri practice, tu te îndrăgostești de un băiat și băiatul nu-i pocăit. Ce se întâmplă când faci asta? Tu ieși, n-ai delimitare morală. Tu te duci într-o zonă de influență extrem de periculoasă. Tu mănânci miere exact dintr-un spațiu unde ți-ai pierdut garanția. Autoritatea delegată zice, dacă vrei să fii ca un pom sădit lângă un izvor de apă, delimitarea morală e vitală. Adică, vă rog fetelor și băieților să vă stabiliți astăzi că nu veți lega relații de genul acesta cu oameni care nu sunt din poporul lui Dumnezeu. Și câtă amărăciune mai fac băieții și fetele părinților. Câtă amărăciune. Știți ce a făcut Samson cu părinții lui? I-a târât la Timna. Nu a fost destul că a coborât el. Eu mai făcut de minunie și pe părinți. Și i-a dus acolo. Părinții nu au zis că femeia asta de la Timna n-are casă. Asta au zis părinții. Bă, nu o luăm că n-are școală. Asta au zis sau n-are casă. Nu. O zis că nu-i din neamul celor tăiați împrejur. Adică din neamul Domnului. Neamul legământului. Ce înseamnă delimitare morală pentru voi, fetelor, și pentru voi, băieților? Va trebui să stabilești acum că nu vei merge niciodată pe centură. Stabilește-ți acum că nu vei deschide niciodată vreun site pornografic. Stabilește-ți, delimitare morală. Că nu vei lega niciodată nicio relație cu un om necredincios. 2. Stabilește că în cadrul relației nu vei permite anumite chestii. Care sunt atingerile care le vei permite? Știi, deodată devii adolescent, adolescentă, te trezești cu drăguț. Îți miroase gura acaș, dar ai pretin. Și n-ai niciun soi de imunitate. Mama te vede că vine la școală și spune, draga lui mama, că i-ai trecută pe acolo. Ea știe cum te izbește dragostea între ochi și te nenorocește. Și ce spune, dragul lui mama? Vezi-ți de școală. Că încă-i bibironul nu-i uscat, e aici. Numim asta sindromul prieteniilor premature. Copil de 14 ani, băiat care mă întreabă, pot să sărut pe colega mea când ne despărțim? Dar păi, de ce am zis o sărut tu când vă despărțiți? Ce, îi transmit ceva formule de la matematică sau ce? Cum la 14 ani? Ce e asta? Când tușa mama așa, știam că trebuie să plec. Alte vremuri, adevărat. Alte vremuri. Deci delimitarea morală ține, vă rog să stabiliți, la asta mă refer în seara asta, v-am dat exemple din Scriptură, de ce Daniel, de ce, cum a putut Iosif să facă față unui asemenea asalt fără precedent? Simplu. El a delimitat moral. Nu pot să fac un asemenea rău. El știa că asta e păcat. În generația părinților mei, frații mei au spus că m-au urmărit în câteva podcasturi înregistrate, că am lămurit în ele că părinții mei evaluau realitatea în alb și negru. Când s-a născut generația mea, a apărut zona gri. Și scrie asta, nu scrie în Biblie, zice. Dacă scrie în Biblie, doar eu nu făceam. Dar cum, tu citești în Biblie să vezi cât de departe te poți duce de Domnul? El citește în Biblie, zice, scrie în Biblie să nu săruți o fată, zice, nu scrie, să duci un pas lateral. Scrie în Biblie să nu bei, zice, nu, numai să nu te îmbeți, să mai duci un pas. Scrie să nu fumezi, nu, da de drog, duc și îl folosesc ca medicamente, am în medicină. Și deodată cu Biblia în mână, tu citești și înveți cât de departe să te duci de Domnul. Altul cu aceeași Biblie în mână, citește să vadă cât de aproape poate veni. Și cu aceeași Biblie, unul se duce într-o parte și altul se duce în altă parte. Unul e mântuit și altul va afla în ziua veșniciei că e pierdut.
Eu n-am nimic cu întrebarea asta, că o primesc în toate întâlnirile de tineret din lumea asta. Zice, avem voie să bem. Bă, voie poate că am avea, dar n-avem nevoie. Eu nu înțeleg cum poate fi asta o nevoie a unui om duhovnicesc. Să-ți vin așa znahă de aburii lui Bacus, parcă îmi vine așa, aș bea o bere. Dar nu-ți vine niciodată să citești din Biblie. Cum de nu-ți vine ca om duhovnicesc, mă refer acum? Adică, cum să termină Romani capitolul 7? Păi să termină cu două versete cheie, versetul 7 cu 24 zice: O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apoi urmează versetul 25 care încheie capitolul 7: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care prin Hristos m-a eliberat de dorințe de genul acesta. Dar apoi capitolul 8 rămânește ce înseamnă să fii în Hristos. Și zice capitolul 8 cu 1, te rog, Romani 8 cu 1: Pentru cei ce sunt în Hristos nu mai este nicio osândire. Dar care sunt ăștia care sunt în Hristos? Ăștia care trăiesc după îndemnurile firii? Nu, ci ăștia care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Dar de ce e important să trăiesc după îndemnurile Duhului? Păi cine trăiește după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și cine trăiește după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii. Și apoi șoc total. Umblarea după lucrurile firii e moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Dacă să poți umbla după lucrurile Duhului, trebuie să fii stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, să te locuiască. Este cea mai mare transformare de la Rusalii, asta îi, că Dumnezeu s-a mutat din casă de piatră în oameni. Asta e esența noului legământ. Că în vechiul legământ era o elită într-un popor și acum e un popor tot elită. Tăți sunt preoți. Înainte era o suită numai câțiva preoți și celelalte seminții. Acum tot poporul e un popor de preoți. În baza acestui fapt, Romani zice, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Adică nici nu-i părtaș a noului legământ, care ce înseamnă noul legământ din Ieremia 31:31, zice că voi face cu ei un legământ nou, nu ca ăla din tâi. Nu mai scriu eu Dumnezeu într-o încăpere și poporul în altă parte, nu mai. Zice, să mută Dumnezeu în ei. Și dacă se mută Dumnezeu în ei, înseamnă că ei sunt sfinți și duminică la biserică și luni la muncă. Și când te duci tu în trafic și te enervează ăla, tu ești templu când te duci în trafic. Unii-s greu de suportat în trafic, să trebuie să recunoaștem. Unii-s imposibil de suportat. Numai Duhul Domnului în noi poate să îți dă capacitatea asta, că sunt oameni care gândesc că e drumul lor, le-au cumpărat ați-s-o drum. Nu, tăi trebuie să mergem, te rog să fii atent, că și ălălalt trebuie să trăiască, ăla e mai iute ca tine, altul e mai mole ca tine, tot trebuie să trăim toți, așa e și în biserică, frateșilor și dragilor. Deci delimitarea morală înseamnă să stabilești odată cu cine. Doi, înseamnă unde. Bă, dragilor, eu nu înțeleg, cum adică ți-ai tu pretina de la biserică și te duci pe o stradă unde nu e iluminat public? Păi tu ești pasăre de noapte? Și apoi nu te înțeleg, n-ai stabilit că numai tu și ea nu vei rămâne niciodată? Asta e o delimitare morală. A, știu deja ce gândești. Am un fratele, câți ani ai, cred că mă întreabă unul în mintea lui, săracul nou pe vremea lui, până și fetele mele mi-au zis, tată, tu ai un defect profesional și când stai de vorbă cu noi ai tendința asta de a începe să predici, o zis. Da? O zis, acceptăm că n-o suntem a tăi. Dar găsește o altă introducere, nu mai zice când eram noi. E chestia asta care o zicem noi toți părinții, dar cum zicem noi? Păi când eram noi, odată că facem și noi o greșeală, avem impresia că numai când am fost noi era pocăința. Restul tăță-s plebea, numai generația noastră a fost super, super beton. Și când colo, da, găsește-ți altă introducere. Aș vrea să faceți delimitare morală. Putem să discutăm, merită discutat. Deci delimitare morală înseamnă să stabilești de pe acum că nu vei înșgheba o relație în clasa 7. Înțelegi? Încă mamă ta de ziua ta îți ia batistuță, șosețele și nu știu ce și amu tu vrei pretin. Nu-i sănătos. E delimitare morală, stabilește-ți de pe acum. Doi, fetelor, numai din poporul Domnului, dă atenție la perioadă. Trei, și ce ne vom permite în prietenie? Ce-i prietenia? Voi cum? Hai să încercăm câteva răspunsuri, să vedem. Și cum să traducem că prietenia, ce îi?
prietenia asta cu Dumnezeu e așa, dar prietenia cu o fată ce-i? Cum? Perioada de cunoaștere, zice fratele, de tatonarea terenului, da? Altcineva, ce-i prietenia? Perioada asta, numită, o numim generic, zice, am avut o prietenă. Ce-i? Fetele, ce ziceți voi? Ce-i perioada asta? Pentru băieți, deci când stă numai de Domnul să plece din oglindă, să știți că-i bai. V-a devenit adolescent. Deci, fetelor, cum ați defini prietenia? Ca fiind ce? Îi sinonimă cu anatomie, știi ce-i? Nu știi ce-i anatomia? Într-adevăr că e un cuvânt, nu tu. Auzi că Dani îmi spune, ei, vorbim, era culmea să nu știi tu. Dar anatomia, odată că e o știință și se învață în clasa 7-a în România, sau se învăța, și se ocupă cu corpul uman. Studiul corpului uman. Na, prietenia e anatomie? Adică studiem corpul uman? Dar se întâmplă așa? De ce? Pentru că nu-i delimitare morală. Să zicem că ești la vârsta în care, da, ar fi perioada, deși prietenia nu are nimic, prietenia nu se clădește pe profit, ci pe respect. Deci o prietenie reală nu-i pe profit, e pe respect. Și dacă cumva v-ați pricopsit cu un prieten care vrea să profite, trimiteți-l la mamă sa acasă. Că trebuie să-l mai țină 7 ani, că n-are bun simț. Că vrea să te descalifice ca fată. Dar, la urma urmei, imaginați-vă că ați avea vreo 10 prieteni, tăți din Viena, tăți din Emanuel. Că 11-le ai vrea să te măriți. Și ăștia tratează prietenia pe profit, nu pe respect. Adică ei cred că în prietenie se învață anatomie. Mai poate sta soțul tău cu tine în biserică? Eu zic că te muți în România, nu undeva prin Austria. În România, că scrapă obrazul de rușine. De ce? Că n-ai avut delimitare morală. Deci odată fiți foarte atenți la cine și când. Cu cine e relația de prietenie? Când e relația de prietenie? 3. Grijă la ce se întâmplă în prietenie. Că ce, ne tot pupăm până... Bun, dar cât, când te vei opri? Că cu 11-lea când te-a luat ăsta și ăsta știe că toți ceilalți au făcut ca el. Vă dați seama cât de periculos poate fi. Să știți că am avut și situații de divorț, din pricina asta s-au ajuns în divorț. Știți de ce să ajunge aici? Pentru că nu-i delimitare morală. Vă rog, înainte să stabiliți, când intrați într-o relație din asta, să stabiliți că prietenia nu-i curtare, în primul rând. Adică n-are rost să te gândești la 16 ani, să te gândești că te măriți cu el. Deci eu... controversă destul de mare și în lumea conferințelor și așa pe tema asta, dar e cu bătaie lungă. Prietenia are rolul de a cunoaște oameni și nu se referă la doi oameni apropiați, ci la grup. Adică toți tinerii din biserică când, în prietenie, știi ce fac? Să segreghează grupuri mai mici. Noi le numim într-un limbaj așa mai neacademic bisericuță. Adică e grupul ăsta de tineri, nu, asta îi. Acolo sunt anumite simpatii, dar încă nu-i nimic. Acolo ajuns să cunoști oameni. Te uiți la el, ți-a fost drag așa că l-a pus aici să cânte o cântare în față, sau ți-a fost dragă că a spus o poezie, dar te duci la restaurant cu grupul ăla, 5-10, și îl vezi că ăsta molfăie când mănâncă. N-are el, nu știe el cum să mănâncă cu linguriță și cu țit și cu nouă auzit de șervețele și e felegos și vai de el. Ce se întâmplă în prietenie? Zici, bă, direcția nu-i bună, trebuie să mă întorc, mă duc acasă în viteză. Asta e rolul prieteniei, să cunoști oameni. Și cu toate că uneori ai impresia că e sfântul Vienei, după ce te măriți, harapa-l devine zmeu. Nu mai poți face nimic.
De aceea, delimitarea morală despre care vorbim, e ferice de omul care nu se duce, nu se așează, noi numim asta generic delimitare morală. E valabil pentru orice pocăit asta. Adică dacă un pocăit nu stabilește, băi, în locurile alea, nu mă voi duce niciodată. Nu voi permite ce legământ face Iov cu ochii lui. Iov care nu era tânăr când face asta. Ce zice el în legământul ăsta? Că nu voi opri privirea asupra unei fecioare. Stabilește-ți asta dinainte. Noi am înregistrat un podcast despre mersul la mare. A fost grozav. Cred că au avut vreo 50 de kilo de vizionări. Și întrebarea noastră a fost dacă e păcat să mergi la mare. S-a pus titlul ăsta ca să fie și atractiv, ca să-l deschidă oamenii. Și întrebarea noastră nu era de fapt că noi nu aveam nimic cu Constanța, Mamaia și Eforie Sud. Noi aveam ceva, noi vroiam să răspundem la întrebarea din spatele întrebării. Adică, e normal să-ți dezbraci femeia ta, nevasta ta, în văzut tuturor? Că dacă zic e păcat la mare și ui la ăsta, cred că s-o da jos din copac ieri. Să nu merg la mare, mă. Dar eu numai vă întreb și voi gândiți-vă. Într-o lume hiper-hipersexualizată, cu minți tot mai bolnave, e normal să te dezbraci în văzut tuturor. Și apoi când ești dezbrăcată, eu vin și pun un banner cât Mamaia, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, aș fi prea curvit în inima lui cu ea. Ce părere aveți? Și Dumnezeu să spună Marcel, pune-l, și care face-l și trăznesc pe loc. Rămâne plaja goală. Știu că vor apărea niște genii carpatini aici care zic că da, eu nu mă n-am nicio. Bineînțeles că nu te cred, poți să zici ce vrei. Dar în răspunsul nostru, în zbaterea noastră a fost, cum e posibil contaminarea socială să fie atât de puternică? Dacă eu aș suna la oricare dintre voi acasă și tu ai fi în lejerie intimă în casă, mai deschide? Ai zice, da, intră frate Marcel, hai, poftim, hai că... Ai face asta? Ce mi-ai răspunde? Imediat. Și ce faci? În următoarele secunde ce vei face? Te vei echipa, te vei îmbrăca și mă vei primi decent. Nu știu cum se face cu nisip sub picioare. Nu, n-are nicio treabă. Când simțim căldură în tălpi? Asta e zbaterea. Nu, marea n-are nimic. Marea cred că e sănătoasă. N-am fost niciodată, că n-am avut nici bani. Și n-am avut nici vreme. Dar trebuie să mă duc măcar să o văd. Dar am fost pe ocean cu barca și în America și Australia. Și... Dar eu vă ridic asta la... Știți ce e asta? E delimitare morală. Adică, de ce te duci tu în locuri periculoase? De ce te poziționezi tu și te automutilezi? De ce? De ce faci asta? O, să nu mai fiți în mințile berbecuțelor ăștia, care să așa, nu mai vorbim acolo, deja e grav de tot. De ce? Nu-i delimitare morală. Delimitarea morală ține de locul unde mă duc, oamenii cu care mă duc și de lucrurile pe care le voi face. Stabilește în seara asta că dacă totuși ai o relație de prietenie, mai mult decât prietenia, cunoaștere și ești spre curtare, stabilește de pe acum care sunt atingerile pe care le vei permite. Că dacă nu stabilești dinainte, ai rupt parapeță și ești ieșit în decor. Stabilește-ți dinainte. Și, apropo, spune-i și lui sau ei că asta nu vom face niciodată. E valabil și în conferințe de familie când mă duc, dacă tu nu stabilești în familie ce ne permitem și ce nu ne permitem. Ce-i moral și ce-i imoral chiar în familie. Că dacă nu, mai ales într-un context în care să rescriu valorile, definițiile, conceptele, dacă tu n-ai atât. Deci avem nevoie mai întâi, avem nevoie de delimitare morală, numesc delimitare morală o marcare a teritoriilor în care mă mișc, a zonei în care mă mișc, oamenii cu care, locurile în care și lucrurile pe care le voi face. Vă fac numai o provocare și voi gândiți-vă numai aia. Sunt locuri, lucruri și oameni pe care acum, de care acum ți-e rușine. Că ți-ai permis o chestie și asta te îngroapă pur și simplu. Ai mustrări profunde, ai nevoie de, de,
de niște stări de rugăciune, de niște stări de eliberare teribilă, pentru că sunt niște apăsări la nivel cognitiv cum nu-ți poți imagina. Numai pentru că n-ai delimitat foarte clar și n-ai stabilit peste gardul ăsta, nu voi sări niciodată. Asta e delimitare morală. Și în societatea noastră în care barierele au picat, le-au dărâmat, societatea le-au dărâmat. Adică nu există nicio opreliște. Mama zicea că ori albă, ori neagră. Noi am zis, da, este zona gri. În generația copiilor mei, negru aproape a dispărut, e numai un pic de alb și restul gri. Tătii voie, că nu scrie. Și asta era când erați voi, dar Dumnezeu e același și ieri și azi și în veci. Cultura se schimbă, filozofia se schimbă, dar Dumnezeu rămâne același. Deci singura modalitate ca voi să rămâneți în picioare și să fiți copacul acela care să, ca un copac să din un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, mai întâi nevoie de delimitare morală. Dacă n-ai stabilit chestia asta, te vei prăbuși. De pildă, e nevoie să stabilești cât vei sta pe zi pe telefon. Este un automatism așa, în care te tot cauți, ai o chestie, te scoți telefonul. Iar faci un gest, iar e ceva mecanic. Nu-i bai că ți-ai uitat Biblia, nu vii tu cu Biblia la biserică, nu știi ce e aia, dar telefonul să nu lipsească. Uneori le spun la tineri, îi spuneam unei fete, eu nu te înțeleg, cum poate să sune telefonul în biserică, i-am zis. M-a sunat un prieten, ce prieten poți avea tu care nu știe că tu de la ora asta până la asta ești la biserică? Ce prieten e ăsta? Ăsta e un prieten care n-are nimic cu biserica, că el la rândul lui trebuie să fie în biserică la ora asta. Pocăiță de obicei, duminică dimineața unde-s? În casa Domnului, nu? Dar dacă el te sună, sau te sună să spună o întrebare din Biblie, că au zis la predicatorul lor, m-aș mira, dar m-aș bucura să fie așa, dar m-aș mira parcă. E chestii de studii biblice. Nu e așa că ai nevoie să-ți stabilești? Eu zic să vă stabiliți. Nu numai cât și la ce. Te rog, stabilește-ți asta. Niciodată nu voi accesa un gunoi de genul ăsta care mi-ar afecta mintea iremediabil pentru mulți ani. Suntem generația cea mai controlată la nivelul minții. Cea mai dependentă de tot felul de lucruri. Eu eram la Londra când elevii în școală au făcut un meeting că o soi de revoltă, că nu-s de acord cu ceasurile unde, cu ceas de genul ăsta, că el trebuie să calculeze acum, că uite, el nu-i chiar pe patru minutarul și el se stresează până când calculează. Deci acum cât e 8 și cât? Și trebuie electronic care se spună 8 și 18 minute. Că el se stresează, că mintea lui e foarte leneșă și nu poate el calcula, că dacă calculează, obosește și face ceva atac de panică. Înțelegeți? Deci eu m-aș bucura, frații, să observe. M-aș bucura să-i... Dar scrie, am un timp ce vorbesc prietenului tău, chestia aia never forever. Chestia aia, gata. El o să spună, mă amărăști inima, mi-e viața, du-te acasă-te dacă atâta ți-e capul, că nu ești de nimic. Cunosc psihologia asta, sunt mort, eu fără tine nu pot trăi. De altfel, v-aș da un exemplu, că îmi vine în minte și îl putem și citi, dragii mei, un exemplu care ne pune în uimire vis-a-vis de oameni. În 2 Samuel 13 este, cine nu știe sau poate parafrazăm, dar putem și citi, Amnon și Tamar. Amnon și Tamar sunt doi frați. E adevărat că sunt frați numai de pe tată. Dar Amnon și cine e Amnon și Tamar? Sunt doi copii al lui David, da? Ce face Amnon? Ce zice Amnon odată? Ce se întâmplă cu Amnon? El n-are delimitare morală și se îndrăgoșește de sora sa. Dar oare s-o fi îndrăgostit, ori o poftit-o? Poate că putem discuta între poftă și iubire. Voi ce ziceți? O fi iubit-o? Că... Las că citim și apoi noi ne dăm seama că doar Duhul Domnului mai deștept decât noi tăți la oaltă. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, deci cu Absalom erau frați-frați, zice, cu Amnon, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o, zice, așa zice Biblia. Dar și deocamdată lăsăm așa. Și să citim. O iubit-o de era chinuit. Zice că așa-i dragostea asta, ne chinuie.
Zice, Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut beteag la pat. Fiți foarte atenți. Deci așa îți scrie înapoi, îi spune că lășamu. Și mi-a spus la biserică, la tineri, e un predicator acolo, mi-a zis că eu trebuie să delimitez moral spațiul în care mă mișc și tocmai am aflat că îndrăgosteala de un tânăr necredincios poate să fie extrem de periculoasă. Că nu împărțim același valori. Trimite-i mesaj, acum, nu ne supărăm pentru asta dacă umblați la telefon. Scrie asta și el o să cadă bolnav ca Amnon. O căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Mai departe, dar uitați-vă ce zice Biblia despre o stare. Zice că Amnon avea un prieten. Voi, lăsați textul aici că îl citim. Voi aveți prieten din ăștia că te ceartă mama, tu îi scrii asta la o prietenă. Nu mă înțeleg cu ai mei. Și tu îi spui la o prietenă și ea îți răspunde... Cu mine, oricând vei găsi înțelegere, vei putea plânge la mine. Și în naivitatea ta, tu crezi că prietina e mai bună prietină ca mama ta, care săracă și-ar da viața pentru tine. Ce-i asta? E nestabilirea granițelor din start. Avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om, cum era prietenul ăsta? Șiret. Și ce i-a zis el, Ionadab ăsta, ce i-a zis lui Amnon? El a zis, pentru ce te usuși din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalom. Mă, zice, asta e problemă, te rezolv eu, zice. Că el nu-i Iosif, observați? Putea să-l aibă, poți să-l ai prieten pe Iosif sau poți să-l ai prieten pe Ionadab. Ionadab, știi ce i-a zis? Culcă-te în pat și... fă-te bolnav. Nu ești, dar prefă-te. Voi ați vrea un prieten din ăsta? Nu ești bolnav, dar prefă-te că ești. Și când va veni, uitați-vă ce strategie concepe un om viclean, care n-are delimitare morală. Nici Ionadab, nici Amnon n-au delimitare morală. Când sora sa-i va spune, băi omule, să nu facem o asemenea mișelie în Israel. Dar ăsta n-are delimitare morală. Pentru omul care nu-i din neamul lui Dumnezeu, nu există reguli. Regulile sunt pentru oameni cu bun simț. În România este o vorbă că închizătorile, încuietorile, pentru cine sunt? Pentru oameni cinstiți, nu pentru hoți. Hoțul n-are. În România cum era? Ce, ca să anunțăm că nu suntem acasă, ce puneam în ușă? Ce pune la țară oamenii? Mătura. Deci trăgeai ușa, puneai mătura în clanță, jos, până jos, și tu ai anunțat, n-are rost să vii că nu e acasă. Dar asta e pentru hoți? Nu, e pentru oameni cinstiți. Dar când Ionadab se pretin, ce rost are să-i spui că e o sora ta și n-ar trebui să are? Nu. Pentru că dacă n-ai delimitare morală, n-ai un spațiu în care te miști, nicio regulă nu mai contează. Ăștia, pretini, ăștia, noși, care vrea să mă pupe când ne despărțim la 14 ani. Du-te tu și învață regulile, teorema lui Pitagora, că tu nu știi calcula lungimea ipotenuzei și vrei să s-o pupi pe colegă ta. Care e rațiunea? Pentru ce? I-am zis. Dar pentru ce faci asta? Am zis. Eu am zis că e soră. La 14 ani, pentru ce să pupi tu pe colega ta? Pe câte am zis, tu pe aceeași în toată ziua sau? Observați? Ce comportament care aproape că devine normal. Delimitarea morală, știți cum s-o termina povestea asta? Ca să nu o citim până la capăt. Că Ionadab va ajunge să se culce cu sora sa. Că Amnon, că Ionadab are un proiect ticălos, drăcesc. Și până la urmă ajunge să facă. Știți cum se încheie? Zice, luați pe femeia asta de aici că nu o pot suferi. Păi zici că te usuși că o iubești. Ne dăm seama la final că nu, nu o iubea, o poftea. Și ăștia care vă spun în colțul școlii, colțul curții școlii că vă iubesc, ăștia nu, ăștia vă poftesc numai. Ăștia care poftesc de obicei are un tip comportamental. Ăștia le place să vă tot atingă. Când spune două vorbe și iară pune mâna pe tine. Îți mai zice ceva, trece cu ochii, tu îi spui ceva, dar el trece cu ochii prin tine. No, ăsta vă poftește, n-are nimic cu iubirea. Că nici nu știe ce e aia la urmă urmei, că asta se descoperă mai târziu. Noi am avut oameni cu 78 de ani de căsătorie în nepos. Și bătrânii ăștia au trăit numai două săptămâni unul fără altul, că se iubeau pe tare.
după 78 de ani, când le spun în consilierile premaritale, când vin mirii înainte de nuntă și le spun că am cu ce să mănâncă căsătoria și ce presupune asta și să fie atenți la cutare și la cutare, eu le dau cazul ăsta, 78 de ani. Când aud 78 de ani, m-aș trec mâna prin părtăți. Că se gândește fata, aproape un secol să-l suport pe ăsta, ai de mine. Trebuie să te duci mai departe după căsătoria. Deci e delimitare morală. Dar delimitarea morală se poate păstra numai dintr-o dorință spirituală. Adică delimitarea morală și ascensiunea spirituală, zice, și își găsește plăcerea în legea Domnului. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Na, numai fac o precizare aici, apoi ne ocupăm de partea asta a doua. Nu dacă citești în Biblie, dacă e între plăceri legea Domnului. Adică nu, dacă te-o pus la cuvânt, cum să nu citești? Frunzărește un pic ceva prin Biblie, cu ce ai melodii dincolo, din coci, a ieșit ceva. Dar eu spun, îi între plăceri? Dacă, hai să încercăm să enumerăm câteva plăceri. Plăcerea de a vizita, de a te plimba, plăcerea de a cânta, plăcerea de a mânca. Că ăștia fac reclamă la mâncare, ne îndopă, după aia zice, faci reclamă la dietă. Și amu, v-am făcut de 130 de chile, acum vă dăm o soluție să slăbiți. Și urmează în sens invers. Și oamenii zic, eu nu pot, că atâta mii de poftă. Deci e o plăcere. Dar bun, între plăceri este și legea Domnului. Deci nu dacă citiți, nu dacă citim, ci dacă legea Domnului între plăceri. Că ce zice Psalmul 1? Nu se duce, nu face delimitare morală, ci în contrabalans, își găsește plăcerea în legea Domnului. Știți cum a zis un frate, zice, hai cu tot greu, zice, să ne și rugăm. Înțelegeți? Aș vrea toți bărbații, toți băieții de aici să faceți în seara asta un legământ cu voi, o delimitare morală. Spuneți în seara asta, eu chestia asta nu o să mai fac niciodată. Tu știi care, nu trebuie să mi-o spui mie. Ție, promiteți, chestia asta nu o să mai fac niciodată. Cu oamenii ăia, eu nu mă mai duc niciodată. Că unele lucruri, știi de ce se întâmplă? Mama îți spune când vii acasă, mă, dragă mami, parcă nu-mi place cu cine vii, mă, nu-s colegii ăștia, seamănă cu unul din Gadara, din Marcu 5, parcă n-aș vrea să vii cu ei pe drum. Fai, zice, ești mai bun ca pocăiță. Dumneavoastră, ca mama, ați primit replica asta. Hai, mamă, asta mai bună ca un pocăiț, zice. Nu, bun. Mai hai de două ori, că apoi vorbim. Delimitare morală. Dar delimitarea morală e posibilă numai cu condiția să existe ascensiunea asta spirituală. Adică, în timp ce unele le scot, trebuie să îngrămădesc lucrurile Duhului, că altfel nu pleacă faptele firii. Degeaba ați propuit un seara asta, știți, pocăința nu e o chestie de sforțare, că gata, zice, mă forțez să nu mai înjur, că eu cam înjur, nu, dragii mei, că pocăința e o chestie de transformare, adică nu simți nevoia asta, nu vreau așa ceva. Pocăința înseamnă să te lipești tare de bine și cum să fii față de rău și să-ți fie groază, tare groază de rău, dar noi le cam iubim și amândouă. Parcă mi-ar plăcea un pic și din chestia asta. Îmi iei tăt? Aia nu. Păi nu, că nu le luăm, că omul nou le lasă deoparte. Deci vă sfătui pe toți tinerii și pe părinți. Să fiți foarte, foarte atenți la delimitarea morală. Aș spune ceva părinților, că tentațiile părinților devin viciile copiilor. Ce pentru tine era o tentație așa care te străfulgera, din când în când, pentru pruncii tăi devin viciile lor. Delimitarea morală înseamnă să stabilești clar oamenii cu care nu. De pildă, ce zice Solomon în Proverbe? Cu cel iute la mânie, ce zice el? Să nu te însoțești. Și cu ăla care nu-și poate ține gura, să nu-ți faci de lucru. Care e ăla care nu-și poate ține gura? Ăla care zice, spun o chestie, dar vezi că numai ție spun, nu cumva, zice, să te învingă șarpele, să mai spui uneva că, zice, nu-i prăpăd. Numai că pretinul ăsta tău când pleacă din gătine, se întâlnește cu alt pretin. Și despre cine crezi că vorbește? Despre tine.
Ce vezi, nu cumva îi spune și la ăsta și tătă vie în ageme, emisiunile de știri apă de ploaie. Deci cu ăștia, zice, să nu te însoțești. Viorel Iuga, că tot a fost de curând la voi, mi-a povestit că l-o chema cineva la mici odată în Arad. L-o chema la mici, s-a dus cu mâna în buzunar, că nu-i venit cu micii mei la tine, că îi mănânc la mine atunci. Ăla au făcut mici de la el, au mâncat, s-au bucurat, s-au discutat. Săptămâna următoare, o gemut, așa jumate Aradu, că fii atent la ăsta, vine la mici cu mâna în buzunar. Viorel i-a spus, bă, dragul meu, te-am iertat, dar nu te uit. Că asta e o vorbă, nu vă gândiți că e din Biblie, că a ierta și a nu uita, e nebiblic. Păi dacă uiți, repezi prostia. Deci eu te-am iertat, dar n-am uitat. Mici cu tine, numai. Cu tine putem mere numai la pizza, la mici nu se poate. Sau numai la o apă minerală, atât. Deci asta înseamnă delimitare. Știu foarte clar, mă delimitez de oamenii ăștia. Dar trebuie ascensiune spirituală. Ca să poți turna peste lucrurile alea, ca să le lași să delimitezi, va trebui seara asta să te întrebi. Și vă rog să vă întrebați, legea Domnului între plăceri? Domnul zice că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, plăcerea voastră, dar dacă nu iubești, cum îți poruncile? Sunt complicate, grele, imposibile. Zice, scrie în Biblie, dar nu se poate, zice. Așa numai scrie, dar nu... Legea Domnului e între plăceri? Ai trei plăceri, nu știu care sunt, între ele e și legea Domnului. Și poate e prima. Că de pildă cei ce au primit propovăduirea în Fapte 2 cu 37, zice apoi în 41, în 2, Fapte 2 cu 41 în jos, zice că oamenii ăștia au făcut vizibilă pocăința lor, delimitarea lor, că își găseau plăcere. Nu au zis, no, nu le-am învățat deodată, nici nu le putem lăsa deodată, că noi mai practicăm asta. Și am eu le-am învățat o viață, m-am pocăit, dar nu le pot lăsa deodată. Uite când mă uit la trei miși, le-au lăsat deodată. Nevastă mea a lucrat la sala de nașteri toată viața, o moșit toată viața. N-am auzit să-mi spună, una de-a mulți doi ani, tot în travalie o femeie. Păi ori născut, ori născut, cum adică? Păi, numai în, spiritual, în plan spiritual zice, s-a născut, dar nu-i născut de tot. Și că el se tănaște, că nu se poate naște deodată. Dragii mei, numai sfințirea. Dar sfințirea nu e un proces spre gata, ci de la gata în sus. De aceea noi citim în Biblie, în Matei 24 cu 42, ce fiindcă Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, de aceea, deci nu ascultați pe internet că o descoperi nu știu ce mai predicator data în care vine Domnul. Dacă Domnul zice că nu știe nimeni, apoi nu știe nimeni, nici fratele Lazar Gog nu știe, înțelegeți? Deci nu știe chiar nimeni. Le lăsăm așa. Nu că au crescut știința și da, nu știu Dumnezeu cât va crește știința, că nu zice că nu știe nimeni. Deci asta e o altă aberație. Bun, dar el zice că de aceea, pentru că nu știe nimeni ceasul și ziua, de aceea și voi fiți gata. Ați fi în seara asta? Voi tinerilor ați fi? Noi am fi? Noi dacă am dat un cupon de hârtie și am ce scrie aici dacă ești gata? Ce zicem noi? Mă pregătesc că... Pocăința e un proces, așa e, dar de la gata în sus, nu spre gata. Când eram în liceu, îmi plăcea enorm să jucam fotbal de dimineața până seara. Am avut o plecare grozavă spre toate sporturile. Numai că a venit Bacu. Că ăsta vine cu toate că joci tu fotbal. Și am zis noi băieți, băi, de luni tăți băieți cu burta pe carte, că vine Bacu. Cum toată săptămâna are o lune, ne-am trezit în lunea de înainte de Bac. Și apoi a fost plânsul și scârnirea dinților. Am zis, cât o-i mai face școală, nu o să mă mai duc la vreun examen și să nu fiu pregătit. Gata trebuie să fii. Te rog să iei o decizie fermă, că tu știi care, pe unde bați, așa Viena. Și voi băieților iară știți, vă rog să stabiliți delimitarea morală, până unde merge.
vezi că există un prag peste care dacă treci, nu te mai poți întoarce. Te-ai dus prea departe. Aminteam aseară, Dumnezeu a jurat în mânia lui, nu vor intra în odihna mea, gata, s-a dus prea departe. Singura modalitate de a face activă delimitarea morală îi plăcerea asta, ascensiunea asta spirituală. Să-ți găsești plăcerea în lucrurile Domnului. Să-ți dragi? Te-ai putea ruga singur între colegi. E, colegii tăi, nu știu ce le trece așa, le străfulgeră prin creasta minții. Bă, tu parcă mergi la pocăiți, iar rostește rugăciune. Ai putea? Nu vă dați seama cât de mici suntem uneori. Ai putea să spui două, trei lucruri, cinci lucruri în rugăciune. Noi spunem uneori, zice, ăștia erați nou, cum nu știu Biblia, dar noi o știm? Noi știm, dumneavoastră ce părere aveți, noi știm Biblia? De pildă, vă dau un exemplu. Ați putea să-mi dați acum cinci referințe din Biblie perfecte, adică capitol, verset și să-l auzim citatul. Ați putea? Nu 50, 5. Dar ce zic eu 5? 3. Când am pus întrebarea asta în biserică, zic, frate, păi eu știu psalmul 1. Ce zice versetul 3, am zis? Ca să fie referința întreagă. Deci deodată îți vine Ion 3 cu 16, dar nici nu știu unde să oprește și Ion 3 cu 16. Oare tătii în 16 sau trece și în 17 un pic? Ce ziceți? Și deodată cunoscătorii nu sunt așa cunoscători. De ce? Pentru că deși ai vrea să delimitezi moral, nu există ascensiunea asta spirituală. Nu crești, nu-ți dorești, nu urmărești nimic. Când eram copii, tata ne ducea la cosă. Și cosa e un instrument de tortură. Nu cu cosătoare. Cosă. Adică nu îți mai trebuie, nu mai merg la sală în veci. Faci abdomen, biceps, pectorali. Deci arăți, spun eu, și în aer liber. Și nici nu te ispitește nimeni, că-i numai mamă ta, după tine împrăște brazdile. La sală, nu știu de ce au unii predilecții acolo să se cam dezbrăce. Habar n-am de ce. Unii chiar n-au ce arăta. Și am văzut că acolo leneșe. Eu steroiz. Și bă, cât trebuie să tragi de ferele astea până noi facem niște mușchi? Dă, zice, pune-mi venă. Și dai găleata de apă, nu încape în tricou, dar nu poți duce o găleată din biserică până afară. Că e artificial. Trebuie muncit. Și când ne ducem la cosă, ne ducem la dimineață, nu știu dacă vă puteți voi imagina, vă spun am o chestie. Mama ne zicea să ne trezim dimineață să merem cu tata, că mai dormim pe drum. Bă, voi ați auzit ce vă zic? Deci mama ne zicea să ne trezim, să merem, că merem cu tata, nu cu mașina, nu cu jeep-ul. Deci trebuie să dormi mărgând, trebuie să fii atent și că cu mașina, noroc bun, dormeam clar. Pe jos. Că atunci când se zărea de ziua, să fim ajunși la loc și să ne apucăm de treabă. Și noi eram patru, tăți într-o minte, și mama să poată rândui cei de rânduit acasă, ca apoi să lua roua și venea mama la împrăștea la brazde și l-a făcut treabă la fânda. Dar când ajungeam acolo, tata făcea un lucru inedit pentru noi. Călca hatul locului, mejda locului, să știm până unde dăm noi, până unde cosim noi. Și călca locul. Asta e un exercițiu foarte interesant. La geometrie, voi cei care sunteți amul la școală, la geometria euclidiană, ați învățat că distanța cea mai scurtă între două puncte, cei? O dreaptă. De aici până în microfon, în două puncte, cea mai scurtă distanță, îi o dreaptă. Dar cum tragi linia dreaptă? Aia e marea dilemă. Am văzut că tata știa geometrie euclidiană. Tata, tot îl vedeam că se poziționa, făcea niște exerciții, noi ne uitam la el, numai chicoteam, tăzi râdeam din el, nu-ți dai seama. Ce, Doamne, poate face, ne întrebam. Tot să uita undeva, noi ziceam că e cu capul nor. Și apoi începea și mergea, uitați așa, prin iarbă și venea înapoi. Ce-a fi, mă, asta? Să împiedica de un moșuroi din iarbă, de un lemn din iarbă,
mai pica, râdeam. Tata era un om iute, așa, și nu, parcă nu ne venea să credem. Gândeam despre ce gândesc a mei despre mine, un bătrânit. Când am crescut însă un pic mai mari, tata ne-a spus o chestie foarte interesantă. Dragilu tata, ca să croiți cărarea dreaptă, mergi de-a locului drept, fixați-vă un reper în costă, sau cum i-o fi zis el, un copac, un nu știu, și nu vă luați ochii de acolo, indiferent ce se întâmplă la picioare. Când m-am dus la școală, nu aveam totdeauna liniar și profesorul îmi spunea, Marcel, pune creionul în punctul din care vrei să pleci și fixează-ți privirea în punctul unde vrei să ajungi. Și curaj. Care e tendința noastră? Tendința noastră e să ne uităm la vârful creionului, nu-i așa? Și cum o tragi când te uiți la vârful creionului? Un curs elisoidal, greu de, nici nu seamănă cu o dreaptă. Când dumneavoastră ați învățat să mergeți pe bicicletă, ce vă enerva grozav, vă enerva grozav? Ce vă zice ăla care vă ținea de șaua bicicletei? Uită-te în față, păi chestia asta mă scotea din minți. Nu te uita la pedale, mă, ți-am spus, erau frață mai mari, mai înși dădeau câte una. Uită-te, mă, în față, îmi zice. Cum să-mi dau eu rota, mă gândeam să mă uit eu la rota mea, cum... Și cu toate astea fiți foarte atenți. Când reușeai să-ți ridici ochii din pământ și să te uiți la linia orizont, erai salvat. Ăsta era secretul mărsului pe bicicletă. Dar care-i mărsul, secretul mărsului în biserică? Secretul unui tânăr care e ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Unde privește? Unde privește? Dacă tu te uiți la cultura vremii, la colegii tăi, tăteau pretin. Și-a mea le-mi ziceau așa, tate, colegile noastre au pretin. Bă, fetele lui tata, du-te mâine și spuneți-le la colegile voastre că voi, ca ele, puteți fi azi ele ca voi, numai. S-o gătat. Atâta tot. Mergeți și spuneți asta. A venit vremea când o să întâlniți băiatul ăla, să căsătoriți numai cel de 18 ani. E acasă și că trei într-un an în plină pandemie. Am scăpat rapid. Din noi neștim bea cafeaua cu Marcela, că noi o beam într-o hărmălaie teribilă și acum e o liniște mormântală. S-aude cum sorbim cafeaua. Numai noi. Da, dar veniți, fii pe pace. Veniți. Așadar, Psalmul 1 e despre delimitarea morală și ascensiunea spirituală. Fericirea ține de înțelepciunea de a stabili zona în care te miști. Tu ești pocăit. Vă aduceți aminte de Iona? S-o coborâ la Tar și s-o urca pe o corabie. Și la Iafo, am fost de curând de două luni, trei luni în Israel. Și a început să călătorească, dar pe mare a venit o furtună. Și când s-a strânit furtuna, Iona unde era? Dormea, era coborât jos și dormea. Somnul morții, cum zice psalmistul în psalmul 13, ca să n-adorm somnul morții, zice el. Și l-a trezit ăștia la alți. Și a zis, dar de ce dormi, scoală-te. Și îi pun cinci întrebări și Iona răspunde la două. Zice, sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Dacă ești evreu și te temi de Dumnezeu, ce caz cu noi pe corabie? Dacă tu ești pocăit, deși ești un club în discotecă în Viena, te întreabă unul un timp și te zbengui acolo, dar tu unde mergi duminica? La biserică, zici tu. Păi și dacă tu mergi la biserică, deși ești cu noi, știi de ce? Pentru că n-ai delimitare morală. Ia. Știi de ce la servicii îți permiți chestiile alea? Știi de ce la școală ai glumele alea proaste, nesărate? Știi de ce le ai? Că nu-i delimitare morală. Ia. Vă rog să stabiliți în seara asta care-i marja, unde vă mișcați. Singura modalitate de a vă mișca corect este de a iubi legea Domnului, da? Eu o să vă las pe voi să stabiliți cât de tare iubiți legea Domnului sau frații o să vadă. Este o întrebare. Când știu că băiatul sau fata este trimisă de Domnul și că e o persoană potrivită cu care să mă căsătoresc? Păi, odată când ai vârsta care trebuie. Când ai vârsta care trebuie. În Biblie, dragii mei, persoana este delimitată într-un singur fel,
cu oricine, dar în Domnul. Cu oricine, dar în Domnul. Pe lângă toate astea, Domnul lăsa să te căsătorești cu cineva care ți-e drag. Imaginați-vă că ți-ar fi pus, no, asta, ai zice, ți l-am trimis pe ăsta, nu-l pot suporta, dar n-ai ce faci. E vreo 78 de ani, de-am înainte, o să fiți amândoi, cumva îți trece. Dumnezeu a îngăduit, a făcut familia ca fiind cea mai grandioasă instituție și a pus persoana care ți-e dragă lângă tine. Acum, ca să vă asigurați că e cine trebuie, grijă unde vă mișcați. Adică dacă îl cauți sau o cauți pe centură, atunci nu, m-am rugat Domnului și așa am simțit de la Domnul că să vin aici. Dar eu spun clar că nu-i de la Domnul. Asta e delimitare morală. Adică va trebui să fii înțelept și să-ți cauți ajutorul potrivit în locul unde ai garanție. În locul unde ai garanție, adică în casa Domnului. Dacă tu l-aduci la mama netăiat împrejur, din neamul celor netăiați împrejur, atunci vei avea probleme extraordinare. 2. Asigură-te că tu asculți de Dumnezeu. Asigură-te că tu nu bați câmpii. Am să vă spun ceva aici foarte important. Dumneavoastră, cum înțelegeți că am pus înaintea Domnului? Cine încearcă un răspuns? Ce înseamnă? Ia uitați că încearcă cineva un răspuns. Tu cum ai pune înaintea Domnului? Zice, nu, zice, e greșeală. Cum puneți înaintea Domnului? Uite că vrei să te căsătorești și vrei să pui înaintea Domnului. Cum faci asta? Ce faci? Bun, hai să încercăm. Mă rog, și ce zic în rugăciune? Vreau să mă însor. E corect? Da. Cu cine? Bun, am încheiat rugăciunea, am zis amin și... Vine o duminică, vine a doua, a treia, un an... Și n-are niciun rost, zicem noi. De ce? A pune înaintea Domnului nu înseamnă să pui problema înaintea Domnului, ci să te pui tu pe altarul Domnului. Și deodată problemele tale devin problemele Lui. Noi am vrea să-i dăm problemele în timp ce noi batem câmpii, depunem cerere la personalul cerului, vezi că am 30 de ani, ar fi cazul să mă liniștesc, așa, te rog până duminica viitoare și apoi scrii jos, mulțumesc anticipat. Și unde mergi tu de acum? Eu am treabă, n-am vreme, că tu ești cu rezolvatul. No, din păcate așa facem noi cu pusul înaintea Domnului. Apostolul Pavel zice, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Pune-te tu cu toate problemele pe altar, nu problemele pe altar și tu bați câmpii. Pune-te tu, așa ai garanția când ești tu în ascultare și te miști în zona de influență a lui Dumnezeu, ai liniștea. Că asta e voia expresă a lui Dumnezeu, că te miști în ea. Așadar, nu problemele le punem. Noi, cu probleme cu tot, ne punem pe altar. Și așa avem convingerea, dragii mei, că cel care vine de la Domnul, dacă el vine și ne spune că nu-i pocăit, dar e foarte bun, eu zic să-l salutați cu respect și să îl lăsați să-și vadă de treabă. Eșec repetat în fața aceleiași ispite, rugăciune și slujire și după câtva timp, iarăși eșec. O ispită, plăcere și o astfel de păcat dorit, cum să scap? Dragii mei, păcatul produce trei mari efecte. În toți oamenii, ca efecte universale. Primul dintre efecte, primul efect al păcatului e că înșală. Păcatul totdeauna înșală, pentru că sursa lui este înșelătorul. El totdeauna înșală. Doi, păcatul împietrește. Deci cu cât amâi, uitați-vă la faraon. Faraon își împietrea inima, ce s-a întâmplat la final? I-a împietrit Dumnezeu inima. Pentru că el și-o tot împietrea, că păcatul amăgea. Așadar, ce se întâmplă? Vreau să fiu bun, slujesc, îți dedicat și din nou și din nou. Atenție vă dau un exemplu. Te prăbușești în pornografie. Te prăbușești în autosatisfacere, în tot felul de mizerii. Vă spun atât, rupi-o cu sursa
păcatului, fă-ți delimitare morală. Eu vă recomand mai ales băieților, dar și fetelor, procentele din pudoare, n-am să vă spun acum ce se întâmplă în lume acum, dar eu cred că o cură, o dietă de tehnologie ne face bine. Stabilește că afară de a răspunde la telefon, nu mai accesezi niciun soi de... Adică ne trebuie măsuri, luate măsuri. Păi, și în familie, să știți că am întâlnit foarte multe stări de genul ăsta, bărbați care se prăbușesc, soții care se prăbușesc, și le spun, dragii mei, așa, iartă-l, dar stabilește care e foaia de parcurs în viitor apropiat. Adică ce veți face în viitor apropiat? Nu voi mai rămâne singur în cameră niciodată cu un aparat. Stabilește asta. Lasă-ți telefonul totdeauna jos. Unde-s părinții tăi? Jos, nu știu, nu în camera ta. Laptopul tău, tableta ta, afară. Noaptea îi de dormit. Numai dacă vrei să citești în Biblie. Aia poți să o iei cu tine acolo și atât. Ai nevoie de măsuri în plus. Că lucrurile... Diavolul nu să sperie el că eu slujesc, dragii mei, și predic sau cânt sau fac ceva. El mă va curta cu aceeași intensitate. Cu cât mă prăbușesc mai de sus, cu atât mai bine în favoarea lui. Așa că va trebui să iei măsuri de limitare morală și ascensiune spirituală. Dacă păcatele sunt generatoare de dependență, să știți că pornografia creează o dependență mult mai mare decât alcoolul și drogurile. Pentru că pornografia generează în creierul nostru niște mecanisme extrem de păgubitoare. Când citești, spun oamenii de știință despre substanțele care se declanșează în creier, așa numite elixirul plăcerii, a fericirii, alea contaminează creierul nostru tot și lasă pete pe creier. Și oricât vrei să scapi de chestia aia, ele tot apar și trebuie o luptă pe viață și pe moarte. Și dacă n-ai puterea delimitării morale, stabilește, chestia asta va trebui să fac o cură, chiar dacă mă închid conturile, mă închid absolut tot, trebuie să mă opresc, altfel vei ajunge un zombi. Vei sta în biserică, vei sta în sala de curs și nu te vei putea gândi la altceva decât la asta. De aceea, foarte multe fete spun că n-ajung să se căsătorească și pentru că nu mai sunt băieți care să-și asume statutul, rolul de bărbat. El are 26 de ani, e ca un copil, așa, e dezvoltat biologic, dar psihologic, e jalea de pe lume, n-are minte. Și dacă n-are minte, că nu s-a dezvoltat. Așadar, dragii mei, stabiliți o foaie de parcurs foarte, foarte clară atunci când păcatele, când te prăbușești în fața aceleași ispite, și aș mai face o recomandare, spune-i cuiva. Dar nu oricui, nu mediatiza așa ceva. Alegeți un duhovnic. El nu trebuie să fie păstorul bisericii. Poate că e un frate purtător de poveri, care poate purta poveri cu tine. Du-te și spune-i. Între tineri, dragii mei, e o pacoste teribilă tehnologia din pricina promovării celei mai murdare industrii și cele mai prolifice din istorie, pornografia. Care apoi, în cascadă, generează o serie de alte și alte lucruri. Singura modalitate de a scăpa, delimitarea să fie foarte clară, o luptă pe viață și pe moarte, și așa tentația va fi extraordinară și va fi complicat, de aceea îi de recomandat să mai iei pe cineva. Mărturisirea, dragii mei, nu-i sinonimă cu informarea. Eu nu mă duc la mărturisire să-l informez pe un frate că m-am căzut. Mărturisirea, rolul ei. Nu trebuie să fie un oficiu, nu poate să stai unul într-o cameră să mergem la el, că dacă eu nu simt că trebuie să mă duc la el, nu mă duc. Mărturisirea, rolul ei, e împărțirea de poveri. Dacă nu pot duce singur, dacă sfată, mi-aș căta o soră care e matură spiritual și poate purta povara cu mine. Mărturisirea n-are rolul să popularizeze, dragii mei, păcatele mele și să-l informez pe un om că am căzut. Nu! Mărturisirea are menirea de a împărți povara mea pe umerii fratelui, a fratelui, a fratelui. Și purtăm trei povara aia. Numai dacă cineva vrea să poarte poveri, la ăla pot să mărturisesc. De altfel, dintr-un alt motiv nu aș face-o niciodată. Când ești pregătit de botez? Păi, am putea să ne ducem la Famenul Etiopian să vedem ce zice Filip.
Filip, eu zis famenul etiopian, că nu, Filip nu i-a zis nimic despre botez, sau nu avem notat în Biblie că ar fi zis, nu trebuie să te botezi, că trebuie că așa trebuie să te botezi, nu, nu asta i-a zis. Eu predicat ce era cu privire la Hristos. Și ce-a zis famenul în drum? Că au dat peste o apă, din întâmplare, că se coborau prin pustiul iudeii, deci e greu de găsit apă, da? Și-au zis, uite apă, totuși, ce mă împiedică să fiu botezat? Și iată întrebarea ta, ce-au zis Filip, da, no, nu știu, să vedem un pic, că nu cred că ești pregătit, așa scrie la voi în Biblie. Ce zice, care e condiția? Dacă crezi din toată inima, dar ce ar trebui să credem? Pune-ne un pic Ioan 20, versetul 30-31. Ioan 20, versetul 30-31. Că apoi ne putem uita și în Roman 10, 9 și 10. Dar uitați-vă în Ioan 20, 30-31 ce înseamnă să fiu gata. Zice că Iisus a mai făcut multe semne în fața ucenicilor săi care nu sunt scrise în cartea aceasta. Hai că eu deja am zis versetul ăsta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Ce? Că Filip a zis că dacă crezi din toată inima, dar ce să credem? Că Iisus, fiul Mariei și al lui Iosif, Iisus cel istoric, El este Hristosul. Ce-i Hristos? Hristos nu-i nume, Hristos-i funcție. E sinonimul, Hristos e un cuvânt din greacă, în ebraică e Mesia, e unsul. Iisus este trimisul, e unsul. Trimis la ce? Păi, cum zice Ioan, Ioan Botezătorul în Evanghelia după Ioan 1,29, zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și aici zice că voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ce zice famenul etiopian când Filip îi zice, dacă crezi din toată inima, se poate? Ce zice famenul că ar crede? Cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Filip s-a coborât împreună cu famenul și l-au botezat. Nu pot să spun că nu era gata, că să face o precizare despre famenul etiopian. Că se ducea acum plin de bucurie. Nu distrat, plin de bucurie. Bucuria e ceva lăuntric, e ceva pentru care s-a rugat David în Psalmul 51. Dăm iarăși bucuria care mi-o aduce mântuirea. Dar cum vine mântuirea la noi? Prin credință. Dar ce ar trebui să credem? Ar trebui să credem că Iisus e Hristosul, e cel trimis pentru noi. Adică ne-am îmbrăcat cu haina neprihănirii Lui. Traian Dorz sau Costache Ionit o scris poezia asta, o zis că nu doar soldaților prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor. Dar tu n-o porți. Și fără ea toți suntem morți. Și eu și tu. Azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu. Și atunci, da, sunt pregătit când cred din toată, nu când sunt perfect, ci când cred din toată inima că haina neprihănirii Lui e haina neprihănirii mele. Nu faptele mele, dragii mei, nu atributele mele, ci faptul că m-am îmbrăcat. Noi și cântăm, cât sunt Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Și atunci suntem gata, dragii mei, pentru actul acesta extraordinar. E păcat să te săruți. Depinde cu cine. Sărutul este un preludiu. El nu e un act în sine. Cumva trebuie să vă spun asta și să nu vă dau sugestii. Sărutul e un preludiu. E preludiu la cea mai intimă relație. Sărutul nu e un act în sine, terminus. El duce lucrurile înspre ceva. Și dacă tu te săruți, eu îți spun că minchiuca ta e deja ajuns acolo. Și Biblia spune că orice bărbat care se uită la o femeie și o poftește în inima lui, o și prea curvit în inima lui. Și apoi ne zice în Apocalipsa că niciun curvar, niciun prea curvar,
nu intră în cer. De-aia când te duci la mare și t-auzi cum care spre a curvarii, că ăștia au pus un banner, deja te scarpi în cap și îți vine să te duci la munte, te îmbraci cu palton. Când știi cât de vulnerabili suntem, așa suntem creați. De aceea vă spun, păziți-vă de orice se pare rău. Aici sărutul poate naște lucruri păcătoase. Mai întotdeauna le naște. Și de aceea așteptați la vreme. Așteptați la vreme, că e ca în Biblie, vinul bun e la final. Dacă tăt guși din tăt ești degustător de vinuri, nici nu mai știi vă la alalt ce a mai fi și cum a fi. Cum descoperi chemarea ta? Bănuiesc că la lucrare. Cum descoperi chemarea? Păi, ați văzut că cineva a făcut un short, o decupat dintr-o predică care am ținut-o la Bruxelles despre pretenția unuia care are chemarea de predicator și-o visat trei inițiale, DSP. Și o venit la predicat, la păstorul bisericii, o zis, frate, am avut din partea Domnului așa un vis. Și ce ai visat? O să spui, am visat trei inițiale, DSP. Și ce te gândești că înseamnă? Du-te să predici. Nu. Cum să știu dacă e chemarea reală? Îl pui la predică, nu? Că cum verifici o pretenție? Dacă tu spui că ai chemare, noi te scoatem să cânți și dacă tata adunare cu mâna în cap, înseamnă că nu ai chemarea asta. Și predicatorul l-a pus să cânte, să predice. Când a predicat, dezastru planetar. Zice păstorul când s-a dat jos, vă, dragul meu, zice, cred că n-ai interpretat totuși bine visul. Cred că înseamnă du-te seamănă porumb. Deși o fi ales el de săpâtul ce să predici. No, aici în față îi un pic, trebuie să recunoaștem ceva magnet, nu știu, faceți ceva și puneți de același pol să se respingă. Că altfel îi bai. Că niciunul nu vrea în curte, nici la ușă, numai aici. Aici se dă năvală. Și de aceea chemarea o descoperim odată că o simțim. Doi, când Dumnezeu ne adresează, ne face o chemare, ne capacitează să putem face chemarea aia. Dar ca să ne verificăm și pretenția că putem, noi slujim pe Dumnezeu slujându-i pe cine? Pe frați. Și frații ne confirmă dacă DSP înseamnă du-te să predici sau du-te să samini. La noi a fost venit un grup coral, vreo 60 de bărbați din Cluj. Jumătate din ei cântau la opera din Cluj. Când au cântat, ne-am prins de scaune, pur și simplu, că am crezut că acum e răpirea, cred că. Deci au cântat, nu vă puteți imagina. Sala plină, în timp ce frații ăștia, corul ăsta bărbătesc, cânta, primesc un bilet. Am o cântare spre slava Domnului. Fratele nu era din biserică de la noi și bineînțeles că știam că n-are nicio treabă cu cântatul. Nu l-am pus, am luat biletul, l-am pus în Biblie, dar el m-a studiat din sală. M-a văzut că am aruncat biletul în Biblie, nu l-am pus, m-a așteptat în hol. Îmi zice, zice, nu-i dragoste în biserica asta. Dar de ce nu-i dragoste, i-am zis. Zice, numai așa, zice, mi-ai aruncat biletul în Biblie, zice. Păi am văzut că ai scris pe bilet spre slava Domnului. Domnul văd că nu s-a supărat, dar tu ești mânios grozav. Mă tem că era spre slava ta. Și apoi am zis, dacă nu te prețuiem, te scoteam în seara asta să cânți o cântare cu ăștia aici, a? Și apoi vedeai tu la cât ei. Dar pentru că te prețuiesc, te-am menajat în seara, te-am protejat, de aia nu te-am scos. Și cu ce credeți că o trântit ușa la hol? Cu un verset, bă, noi ne vorbim noi din lume, din Biblie îi dăm. Cine are inimă bună, mi-o zis, scrie, un profesionist, cine are inimă bună să laude pe Domnul. Hai înapoi, am zis că eu duminică am predicat din textul ăsta și uite, mă verific cu tine. Așa scrie cine are inimă bună să laude, dar nu scrie că în biserică. Nu zice la biserică, când sunt 300 de oameni și 60 de la operă și amui ești tu. Nu ți-o văzut nevasta dințe tătă săptămâna, te mânios? Și acum, spre slava Domnului, că e
chestia asta te dărâmă, te zgârie pe creier, că nu e reală. Cum îmi descoper chemarea? O simt, mi-o adresează Domnul. De unde știu că e reală? Păi dacă o pot face. Adică poți, te-o chema să predi, dar poți, zice, 3 propoziții fluent, le poți zice cu cap codăști și au vreun înțeles. Și apoi cei cărora le slujești confirmă asta. Și am zis, te duci și cânti tu acasă, bă, dragul meu. Laudă pe Domnul acasă când i-a dat la animale de mâncare și nu tulburi pe nimeni. Dar la biserică cântă ăia chemați. Deci la mântuire cine vrea, zice Domnul. Adică Luca 9:23 zice că dacă voiește cineva să vină după mine, aici cine vrea, dar la slujire nu mai e așa. La slujire zice că el o dat pe unii, nu pe toți. Nu slujim pe rânduri de bănci, venim, luăm de aici, n-am nimic cu tine, nu te gândi că, dar amu te-ai pus tu aici. Luăm de pe primul și îi punem pe tăzi roată ca să nu se supere. N-are asta nicio treabă cu supărarea. Te-ai supărat, ți-a trece. Dacă vrei, dacă nu, stai așa. Așadar, descoperim, dragii mei, simțim, suntem capacitați și cei slujiți confirmă. Dacă 400 de frați, dau un număr, nu știu exact cât sunt, dar spun 400 sau 300 de frați. Spun, băi frate, nu ești tu pentru asta. Și tu continui cu DSP, ți-o lua un sac de mălai. O fată a născut un copil în urma unui viol. A rămas însărcinată. Cum ar trebui să procedeze biserica? V-aș da un citat dintr-o cântare. Asta e o traumă teribilă. Că trăim o lume a brutelor, în care delimitarea morală noi n-are nici o limită. Totul se poate, totul trebuie, tot. Vă spun numai o cântare a lui Niculiță Moldoveanu. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Așa trebuie să se poarte biserica. Așa, biserica e un spital de campanie. Oamenii vin de pe front cu 1 milion de răni. Ei când vin în biserică n-au nevoie de unul care să-i mai bată odată. Iau nevoie să fie legați, tămăduiți, sfătuiți, încurajați. E adevărat că unele tratamente uneori necesită tot felul de incizii, dar fă-le cu grijă. Vezi că s-au descoperit anestezii. Deci vă spuneam chiar dumneavoastră că este câte unul care zice, eu iertați-mă, eu așa îți direct. Nu, tu ești cu tupeu, nu ești direct. N-are asta nimic cu franchețea, dragii mei. Diferența e că unul spune ca să dărâme, și ălalalt care e franc spune ca să se vindece. Și nu e același lucru. Și mă capăt eu la ambon. Sta, așteaptă, numai că am visat și eu DSP și urmează. Dragul meu, spitalul de campanie are menirea să vindece soldații celei mai extraordinare armate din lume. Soldații ăștia trebuie vindecați foarte rapid, că ei trebuie să plece din nou pe front. Iar acasă, cu un soț nepocăit, cu copii neascultători, cu o soție infidelă, cu X, cu 10 colegi vai de ei, cu... Iar vin să fie vindecați, iar îi trimitem pe front. Dacă vin aici și îi batem, atunci s-ar putea să nu mai vină sau s-ar putea să avem niște soldați foarte slabi afară. Cum ați descrie dumneavoastră, sau eu cred că mai sar, de unde încep, da, uite că asta și săream deja, deci cum să te porți cu o fată ca și cu un pacient care are nevoie de îngrijire maximă, maximă, trebuie observată și asistată non-stop. Non-stop. Nu există disciplinare în Biblie, dragii mei, și în biserică, care să vizeze dărâmarea celui disciplinat, ci recuperarea lui, recuperarea lui. De unde să încep Biblia ca să
o înțeleg. Asta e o întrebare foarte bună și foarte înțeleaptă. Recomandarea tuturor teologilor și a tuturor oamenilor care se preocupă cu Biblia este că începutul citirii Bibliei de preferat să fie în Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan este Evanghelia relației a unui Dumnezeu și a unui apostol care stătea cu capul rezemat pe pieptul Domnului. E atâta dragoste că prin toți porii fiecărui verset răsuflă imaginea asta a unui Dumnezeu care iubește, a unui Dumnezeu, că Ioan zice că de-aia i-a scris, asta, lucrurile astea au fost scrise pentru ca voi să credeți, eu așa le-am scris, zice. Și vă rog să citiți în Evanghelia după Ioan, apoi să vă duceți în Matei, să citiți Matei, Marcu și Luca și apoi eventual să vă întoarceți în cărțile Vechiului Testament, vă recomand prorocii, profeții mici, apoi profeții mari și abia apoi Pentateu cu cele cinci cărți ale lui Moise. Cele cinci cărți ale lui Moise sunt un pic mai complicate de înțeles. Așadar, vă doresc spor la citit în Evanghelia după Ioan. Poate chiar epistolele, mai ales cele pastorale, sunt extrem de ziditoare pentru noi. Cum ați descrie dumneavoastră o prietenie? O prietenie. Prieten și prietenă. Cum ar trebui să arate o prietenie care să ducă spre căsătorie? Păi ar trebui să fie faza despre care vorbea fratele. În prietenie nu sunt numai doi. Numai în perioada de curtare îmi aleg unul din grupul de prieteni. Sau una, dacă vorbim despre un băiat, că aici oricine a putut pune întrebarea. Îmi aleg unul. Aș spune numai despre curtare că singurul model care îl avem e cum ne-a curtat pe noi Hristos. Și cum ne-a curtat pe noi Hristos? El nu și-a proiectat imaginea unei partenere ideale, s-a oferit Tatălui ca partener ideal. Toți băieți, vă spun ceva fetelor acum, toți băieți ar vrea să-și ia o fată care nu a mai văzut băieți până l-a văzut pe el. El a mai avut 15 prietene, dar când își ia el nevasta, ar vrea nevastă să amu să descoperi, bă, că există și bărbați. Și ăla el. Dar aia nu există. Deci, prietenia, rolul ei este respectul. Rolul prieteniei este descoperirea de caractere. În curtare deja m-am focalizat, ne îndreptăm în linie dreaptă spre căsătorie. Deja m-am îndreptat numai înspre un băiat și numai înspre o fată. Rolul acestei curtări este ca în viitorul foarte... Noi ne curtăm în generația voastră, și în generația mea, noi ne curtăm 5 ani și trăim apoi în căsătorie 2. Și nu ne potrivim. Nepotrivire, zici, și de caracter. Păi tu ai zis că străbă 5 ca să cunoști. Uite, ai cunoscut-o până te-ai plictisit. Înțelegeți? Deci cum ar trebui să fie? Nu confundați prietenia cu curtarea. Prietenia are rolul de a te duce într-un grup. Grup mai restrâns, nu toți tinerii. Acolo cunoști caractere. Ai pus ochii pe cea care ți-e dragă, pe cel care ți-e drag și începe perioada de curtare. În perioada de curtare știm foarte clar ce vrem. Aici, în perioada de curtare, nu ne curtăm cu doi băieți, cu trei fete, aici nu mai putem. Aici intrăm în linie dreaptă. Aici fidelitatea este obligatorie. Dar asta nu înseamnă că ne permitem de toate. Deci vă rog să nu vă purtați ca niște oameni căsătoriți în perioada de prietenie. Sărutul specific oamenilor căsătoriți, pentru că e parte din preludiu. Nu te purta în prietenie ca doi oameni căsătoriți. Ce face diferit în căsătorie? Ce, doar nu mă duci în legalitate niște lucruri care le făceai în ilegalitate? Păi nu, că prietenia are un tip comportamental, curtarea un alt tip comportamental. Și căsătoria? Așadar, vă rog să înțelegeți prietenia ca fiind un spațiu în care cunosc oameni. Cât timp ar trebui să dureze prietenia înainte de căsătorie? Deci îmi dau seama că am adoptat limbajul ăsta cultural cu prietenia înainte de căsătorie. Cât ar trebui să dureze? Dacă începe la 14 ani, trebuie să dureze până deveniți majori măcar. De asta vă rog să nu începeți pe devreme. Aș cita așa cum zice Solomon, fiicele Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine, că și așa vine și
face niște deranjamente grozave. De așadar, nu recomand, dragii mei, ani. Cu cât timpul e mai lung, cu atât riscurile sunt mai mari. Dacă tânărul e din biserică, tânăra e din biserică, îți credincioși, am stat într-un grup în prietenie, ne-am văzut că știi să se încalțe, mănâncă cu gura închisă, se spală pe dinți, are ciorapi, vă sfătui să nu veniți cu ciorapi, mai ales în costum, mă uit acum la picioarele voastre. E penibil, am văzut și mniri. Ăștia nu fac diferența între ce înseamnă să ieși în oraș și ce înseamnă să fii mnire. Să ia cu glezna niște pantofi din aia cu două șireturi, așa. Și, dragul meu, există o ținută care-i așa, în lumea business-ului. Și acolo ăia, designerii ăștia vestimentari, spun, no bun, vine el, are niște glezni din aia, o sosă și hâdie de Doamne ferește. Și stă în mire, cred că nat cu pantalonii până, dragul meu, ascultați-mă ce vă spun și din codul bunelor maniere. Niciodată ciorapii, șosetele, nu au voie să fie mai scurte decât să ridică pantalonul la bărbat. Niciodată! Dacă vrei să fii educat, dacă vrei să te lași după cum fuge piața, vii așa, te uiți la el, iese la cântat cu... și... confundați, că sunt două lumi diferite. Deci vorbim despre un domeniu, ăștia care se îmbracă așa, știi ce săraci, ăștia că ștrim de lânare. El gândește că el e ăla cu minte. E invers, dragii mei. Nu confundați lumea business-ului, lumea de afaceri, lumea asta a pieței libere, cu ceea ce înseamnă un eveniment, de pildă, un eveniment gen căsătorie, biserică, concert creștin. Deci asta e dovadă de de gândire minimalistă, de om neelevat, needucat. Deci nu se face așa ceva. Și niciodată când ieși în față. Asta poți să faci dacă ești obscur în întâlnirea aia, adică nu ai, dar dacă ai un rol, dacă te uiți la, nu știu, premiile Grammy și acolo îi vezi pe ăia, tu nu faci diferența între un eveniment și altul și începi să te îmbraci ca ăia. De aia și-o permis să-i dea unul în pumn, nu mergi din sală, eu dau ăla din față un pumn. Ei tot tacâmul. O fată mi-a zis că de ce n-am dansat în Israel pe corabie, pe Marea Galilei. Și am zis, bă, m-am uitat la voi, eu sunt așa mai sportiv, mă gândesc că mă descurcam. Cum am văzut că săriți voi în sus așa, că acolo se pune o muzică evrească și te învârți așa într-o horă pe corabie. Dacă așa e când ești pe corabie și nu se strânește furtuna, sari în sus, dar când s-a strânit furtuna, ăștia nu le-au mai venit să joace, știi? Le-am și zis acum ultima dată, eu nu știu că eu am început să strige către Domnul, vă că voi săriți în sus. Și au venit o fată și frate Marcel, n-ați dansat? Nu. De ce îți frânge oboseală? O visă în Israel e epuizantă. Ce ne-am dansat, că e ca David, zice, am dansat. Zic, ești măritată? Nu. Hai să spun o poveste, am zis, din Biblie. După ce David o dansat așa și el mai dansa, mai merea acasă, că tu zici că David e exponentul binelui. Ce-ai face dacă după o lună de la căsătorie îți bate bărbatul tău la ușă? Zice, draga mea, fă patul în camera dincolo, că mi-a mai adus o nevastă. Și tu să zici, bă, cum? No, ca David, zice el. Ce faci tu? Mai treci o jumătate de an, bate din nou, mai fă și în camera dincolo, că a mai venit cu una. Tu ce ai zice? Că văd că la joc e David. Dar ce zici tu dacă vine a tău cu încă trei? Ca David. Una e una, alta e alta. Lăsați să joace cine e jucat și voi cinstiți-l pe Dumnezeu, dragii mei. E păcat să fiu prieten cu cineva, deja uite că te-ai denunțat că dacă ești fată. E păcat să fiu prieten cu cineva care nu e pocăit și dacă nu fumează lângă mine, ai ce bine că nu te afumă, nu înjură, nu face prostii. E lângă tine, e ca și cum spune mie că eu nu fumez, eu la biserică niciodată să știi că nu fumez.
Când vin la biserică, nu fumez, că nu-mi place să mă vadă frați. Și ce, asta face din mine o sfânt sau cum? După ce plec pe mașină, îi dau drumul una de la alta. Deci odată raționamentul nu-i sănătos, nu fumează lângă mine. Păi nu fumează lângă tine, că acum nu e al tău. Dar când s-a mutat la tine, unde a fumat? Lângă tine, acolo, și cu pruncii tăi, și îți sta ca în afumătoare. Deci, eu discut conceptual acum. Eu nu spun că un om din lume e rău. Eu nu despre asta vorbesc acum. Că să ne îndrăgostim de oameni nepocăiți numai care sunt de treabă. Eu cred că nepocăiți sunt foarte mulți tineri din altă ținută, morală, etică, nu mă îndoiesc de asta. Dar asta nu schimbă statutul. Asta nu-l face să fie din neamul celor tăiați împrejur. De asta părinții lui Samson nu zic că fata n-ar fi cum trebuie, că nici nu știau. Decât să te grăbești să acuzi pe celălalt, las că mă duc eu, ți-o prind eu de cap, zice. El pe-a tău de cap. Cum să, ce-ai tu cu fata aia care vorbește băiatul tău? Tu nu-i poți spune la al tău să-i dăie pace și te duci să-i spui la fată? Păi spune la băiatul tău. N-aș îndrăzni să mă duc la o fată că băiatul meu vorbește cu el, las că vin eu în năsău și-ți... Doar la tău, uită-te ziua acasă la tine. Spune, el de cap, nu știu. Pune-i ceva în mintea lui. Așadar, da, nu e o stare, adică e o stare păcătoasă pentru că încalcă anumite principii ale lui Dumnezeu. Care este vârsta potrivită pentru botezul în apă? Să știți că nu e o vârstă potrivită, nu este o vârstă, sau nu putem fixa o vârstă, că este fată la 15 ani, care gândește extrem de matur, și este fată la 18 ani, care are o minte de copil, și de aceea și intrați într-un timp de cateheză, pentru că ce fac frați în timpul ăsta? Evaluează și chestiuni de genul ăsta și spune, știi, tu nu ești pregătită, dar eu cred din toată inima că o fată după 15-16 ani poate să facă asta și... băieții care sunt maturi, deci nu putem fixa o vârstă, dar nu aș pune sub 14 ani, nu aș lăsa pe nimeni să facă lucrul ăsta, dragii mei. Cum să spun, când vorbesc cu părinții mei, mă tulbur. Orice spun, chiar dacă îi ceva bun, eu mă enervez. Știu că nu-i bine și nici mie nu-mi place, dar nu știu ce să fac. Să asculți. Să asculți. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Zeciuiala trebuie dăruită bisericii? Dacă o dai, da. Dacă te-ai gândit că trebuie dată, zeciuiala se dădea la templu. Rolul zeciuielii era să fie pâine la casa Domnului. Dacă te gândești să faci și dărnicie, că zeciuiala încă... Când ai dat zeciuiala, n-ai dat nimic din ce al tău. Zeciuiala era ce Dumnezeu îți dădea în plus în ogorul tău. Când ai dat zeciuiala, i-ai dat partea lui Dumnezeu și acum dărnicia îi din ce al tău, din aia 90%. Deci când ai dat zeciuiala, încă n-ai dat nimic. Amur urmează dărnicia, milostenia, dar de bunăvoie. Deci zeciuiala, încă n-ai dat nimic. Dacă crezi că trebuie dată, ea trebuie dată la casa Domnului. E partea Domnului. E periculos să ții banii lui în buzunarul tău. Aia sa lui, tăi. După ce rămâi cu a tăi, vezi ce mai dai. Te sfătui dacă vrei să dai, să dai din gura sacului, nu de pe fundul sacului, după ce vii din concediu. Zici, aș da, frate, și eu dădeam, da, mu? Domnul mi-e martor că n-ai. Păi n-ai că, iată delimitarea morală, tu n-ai stabilit să dai din frunte. Tu ai stabilit să dai ce rămâne și niciodată nu rămâne. Așadar, zeciuiala, da, trebuie dată din raționamentul ăsta, că ăsta era rolul ei, să fie pâine în casa Domnului. Cum ar trebui să fie o fată îmbrăcată? Îmbrăcată. Îmbrăcată. Cum ar trebui să fie o fată îmbrăcată? Îmbrăcată, să nu fie dezbrăcată. Atâta tot. Încolo, aranjați-vă frumos că sunteți frumoase. Deci, aș spune ceva vis-a-vis de biserică. Asigurați-vă că favorizați oamenilor o întâlnire cu Hristos, că nu le atrageți atenția. Aș face o precizare aici, extrem de importantă. Faptul că eu refuz să cred că vreo soră
Să gândește, ia să mă îmbrăc eu, să se uite toți bărbații după mine. Nu-și propune asta, nu așa își propune ea. Dar asta nu te disculpă dacă nu ești îmbrăcat cum trebuie. Faptul că nu ți-ai propus, să nu de-aia te-ai îmbrăcat indecent ca să se uite frate, asta nu înseamnă că ești mai puțin vinovată. Tocmai asta trebuie să fie atentă. Știți că o soră și-o întreba bărbatul, zice, îmi stă bine? Și el i-a zis, un pic prea bine. Deci, îmbrăcați-vă în așa fel încât noi și toți să putem fi captivați de Hristos, nu de tine. N-avem timp să spunem cum suntem creați. Aici tot vin și eu cred că mai sar peste, că ele nu se așează și scrollul se mută pe... Cum să-ți găsești adevărata chemare și slujire? Acum slujesc, dar nu mă simt împlinit și nu știu sigur dacă ceea ce fac este cu adevărat ceea ce vrea El de la mine. Am stabilit cu privire la chemare, chemarea are câțiva pași. Unul, că Dumnezeu îmi dă chemarea asta, ce zice Pavel lui Timotei despre darul care îl primise, chiar a existat un act profetic despre darul lui, apoi darul ăsta s-a manifestat, Pavel va spune un capitol mai târziu, înflăcărează ce ai primit și ce frații cu punerea mâinilor au autorizat asta. Nu l-au primit că și-au pus frați, dragii mei. El a primit o chemare, a existat un act profetic înainte de a primi el că va primi, l-a primit, o slujit și cu punerea mâinilor, cum se face și astăzi, la urma urmei, încredințarea unei lucrări cu punerea mâinilor. Deci dacă îi împlinește pe ceilalți întrebarea, nu dacă vă împlinește pe dumneavoastră, ci dacă îi împlinește pe ceilalți. Cineva m-a întrebat despre sărut, dar acum mă întreabă că am coborât ștacheta, da, să îmbrățișăm. Am vorbit despre sărut, că el este un act al preludiului, el nu e un act terminus, de asta îi poate deveni păcătos. E păcat să îmbrățișez o fată, un băiat, nu știu dacă ne despărțim în gară, ne îmbrățișăm. Și eu trebuie să-mi iau rămas bun de la familia Doci. Cum, domn, noi pleca de la ei ca de la... Eu nu m-am bătut cu ei, o servi ca pe un rege stând la ei și acum o să ne îmbrățișăm. Dar rațiunea pentru care ne îmbrățișăm e la revedere, soracița, frate Tavi, sau tu de ce ai îmbrățișat? Aș putea să dau un citat din Proverbe pentru ce ai îmbrățișa, dar nu fac asta, că voi sunteți la... Dacă am fi la familie, am putea să dăm exemplul acesta. Așadar, vă spun doar că apropierile, delimitarea morală ține cât care sunt atingerile. Care sunt atingerile? Dacă un băiat și o fată, uite, se duc de mână pe stradă. De ce nu? Că noi nu avem nimic, nu mai merem de mână. Dar sunteți la grădiniță sau... În momentul acela se declanșează în noi un mecanism extrem de complicat. Și dacă tu ți-ai delimitat moral teritoriul, nu-ți vei permite așa ceva. Cum încep să spun la cineva de Dumnezeu? Care este cel mai bun mod de a începe pe stradă, la școală, la serviciu? Trăind, faceți diferența ca să vă întrebe colegii, ce-i cu tine? De ce tu ești îmbrăcată într-o lume dezbrăcată? De ce? Și așa începe o discuție, că dacă nu faci diferența, trebuie să intri cu bocancii în viața lor și asta e un lucru greu și uneori nici nu dă... E ok să ai o relație la 16-17 ani? Cu cine? Ce fel de relație? Că iată, tot discutăm relația de prieteni. E ok, e vârsta, cred că la o fată, mama s-a măritat la 17 ani. Acum e mai complicat, că mi se pare la fete o vârstă, e ok să încep să intru în sfera asta numită prietenie, unde cunosc oameni. Dar am ajuns deja la concluzia că prietenia nu e anatomie. Da? Deci nu are... E foarte normal, e vârsta în care începem să avem sentimentele astea, e foarte normal, însă vă recomand să treceți prin fazele astea prietenii, așa cum am vorbit,
curtare și apoi căsătorie. Cum înfrângi gândurile necurate? Pavel zice că singura modalitate e orice gând să-l faci rob ascultării de Hristos. Adică orice gând, că dacă sameni un gând, ce culegi? O vorbă. Dacă sameni o vorbă, culegi o faptă. Dacă sameni o faptă, vei culege un obicei, apoi un caracter și un destin. Deci supune gândul frângele pentru că, sau frângele supunându-le testului lui Hristos. Vreau să fac botezul, dar păcatele mele mă rețin, cred că mă abțin să-l fac. Vreau să mă las de ele înainte să intru în apa botezului, dar le tot repet. Da? Acum, eu fără să dau sugestia, spune că la Domnul venim, dragii mei, pentru că suntem bolnavi. Dar când intrăm în apă, intrăm să declarăm o realitate care s-a realizat în noi. Adică, Apostolul Petru are un text foarte, foarte fain. Și în textul acesta zice Apostolul Petru ceva foarte în direcția aceasta, e extraordinar de bun pentru tine, egal că ești băiat sau fată. Zice Apostolul Petru, am avut chiar o discuție înainte să vin încoace, că cineva a declarat pe internet că, ca o concluzie, că botezul nu-i mântuitor. Și ne-am sunat și am zis, nu îmi place afirmația, din pricina faptului că n-ai clarificat care e rolul botezului în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu așează câteva realități în ordine. Duceți-vă, propovăduiți Evanghelia, e prima realitate, oricine va crede și se va boteza. Nu zis oricine va, propovăduiți Evanghelia, oricine va crede și nu, dacă se poate și boteza, ce așează lucrurile într-o ordine. Dar uitați-vă ce zice 1 Petru capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul. Dar ce-i botezul, zice Petru? Botezul nu e o spălare de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget, nu care se va curăți, ci deja-i curat. Dar cum devine el curat înaintea lui Dumnezeu? Prin învierea lui Iisus Hristos. Cineva m-a întrebat de unde știu că-s gata, dacă crezi din toată inima, se poate. Actul e mântuitor în sensul, nu în sensul că intri în apă, că poți intra și tot așa ieși, cu excepția faptului că ești ud. Dar botezul nu e intrare în apă, doar. Ăsta e actul simbolic al botezului. Realitatea spirituală a botezului e mărturia publică a unei realități care s-o petrecut deja în viața ta. Spălat, curățit, sfințit și acum intru în apă și declar lumii văzute și nevăzute că am devenit curat prin învierea lui Iisus Hristos din morți, adică aina neprihănirii lui mi-a fost dată mie. Deci ne întoarcem la Hristos, nu te poți boteza dacă nu te-ai întors la Hristos. Întoarcerea la Hristos e una, botezul e altceva. În timp ce la Hristos venim cum suntem, la botez intrăm cum? Gata. Deci în timp ce la Hristos venim cum suntem, la botez intrăm și declarăm că venirea noastră la Hristos a fost vindecătoare, ne-a îmbrăcat cu haina lui. Deci cam așa stau lucrurile la botez. Cum? Da. Nu vă faceți probleme. Eu caut acum una că e nevastă și mi-a făcut capul, e mult gata. Marcela are o vorbă, când discutăm, zice, dacă tu tăceai, frate, plecau. Iată, aleg una, așa, e adevărat că Dumnezeu iubește homosexualii și El urăște numai păcatul ce îl fac oamenii. Toți oamenii iubește Dumnezeu, adică atât de mult, tocmai am amintit, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Asta e fără doar și poate. Însă Dumnezeu nu ne iubește, dragii mei, dorind să rămânem cum suntem. Iubirea Lui manifestată în viața noastră trebuie să fie înnoitoare. Asta nu înseamnă că dacă ne iubește, tot mergem înainte cum suntem. Că Apostolul Pavel zice în Romani, capitolul 2, tu nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, care? Aia care te-a răbdat până în seara asta, deși te porți imoral, nedemn față de caracterul lui Dumnezeu, te-a răbdat, că nu dorește moartea. Dacă nu dorește moartea, înseamnă că dorește ce? Să se întoarcă oamenii la Dumnezeu, asta e pocăința, asta e îndurarea lui Dumnezeu.
Deci e adevărat, da, Dumnezeu iubește homosexualii ca și heterosexualii cu aceeași dorință de a se schimba, de a se transforma, de a se întoarce la Dumnezeu. Adică e ce zice și profetul Isaia, să se lase cel rău de calea lui, omul nelegiuit de faptele lui rele, să se întoarcă la Dumnezeu, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.